Soarele a ieșit de după nori. Razele sale calde au căzut imediat pe caietul Ianei, care rezolva cu trudă o ecuație dificilă. Lecția s-a terminat. Predăm caietele, a anunțat învățătorul. Ianei i-a mai rămas descris doar un singur exemplu, dar brusc, vecinul său, Ion, care s-a ridicat să-și predea lucrarea, a răsturnat un pahar cu apă. Toată munca Ianei fusese stricată. Cerneala se scursese, iar în loc de cifre au rămas pete albastre. Ce faci? A strigat Iana. Ion doar a zâmbit în urma eșecului colegului și a mers să-și predea lucrarea. Iana, de ce strici? A întrebat-o sever Leg. Iana a început să facă isterie. Abia și-a stăpânit lacrimile. Munca! Munca mea! Repeta ea cu voce sugrumată. Ce s-a întâmplat cu lucrarea ta? Adu-o aici! A poruncit învățătorul. Iana a disperată și a închis caietul și l-a predat învățătorului. Când Oleg a atins coperta umedă, a aruncat imediat caietul și s-a uitat fix la Iana. Ce este asta? A rostit el cu o voce care nu-i aparținea. Inima i-a căzut în călcâie. Mâinile Ianei au început să-i tremure și genunchii să-i cedeze. Oleg Ion mi-a vărsat un pahar cu apă peste lucrare. S-a plâns Iana. Tu vrei să spui că în toată această situație este vinovat Ion? Da, Oleg, te înșeli. Aduți i aminte odată pentru totdeauna. Dacă nu ai reușit să te aperi pe tine sau lucrurile tale, atunci vina este doar a ta, a nimeni altcuiva. Dar asta este vina lui Ion. A fost paharul lui, eu doar îmi făceam tema. Nu am timp să mă cert cu tine. La revedere! Iana a plecat din clasă cu sentimente înăbușite. I-a fost atât de rău pentru o oră întreagă de muncă asiduă. A luat geaca ei uzată, care era tocită în anumite locuri, și a ieșit din școală. Ce faci? A întrebat superior Dumitru. El mereu o aștepta după școală pentru a-i face vreo neplăcere sau pur și simplu pentru a se amuza. De ce faci asta? A răspuns Iana ofensată. Mai săturat să mă păzești, apoi să fugi când mă întâlnește mama. Și eu voi aștepta momentul când mama ta nu te va întâmpina. Nu va fi un astfel de moment, prost ce ești. Dumitru a zâmbit și s-a grăbit pentru că a văzut-o pe mama Ianei, Nadejda, după poartă. În momentul în care s-au întâlnit, Dumitru a început să alerge. Ce face el? S-a mirat Nadejda, apropiindu-se de fiica sa. Dar asta e Dumitru. Și-a rostogolit ochii Iana. Nu te mai împrieten cu el. Nici măcar nu m-am gândit. Mamă, eu tot voiam să te întreb, a continuat Iana pe drumul spre casă. Casa noastră este la cinci minute de școală. Și eu sunt în clasa a noua. Poate ar trebui să merg acasă singură. De unde ai scos o astfel de idee? S-a mirat Nadejda. Nu, desigur. Acest lucru nu se discută. Nu ai citit ce ți-am arătat. Un maniac a atacat un copil de 5 ani chiar în fața casei sale. Este groaznic. Cum pot să mă lași să plec după asta? Ei bine, nu am 5 ani. Mie îmi sunt 16. 16. A zâmbit femeia. Te-ai văzut vreodată? Chiar și un cățeluș mic te-ar mânca. Iana a fost foarte afectată de aceste cuvinte, dar nu a răspuns la ele. Nu a avut sens. De ce să te cerți cu mama, care cu siguranță știe mai bine? Cu adevărat, Iana a plecat capul puțin în jos din disperare, ceea ce mama nu a putut să nu observe. Tu ce faci? Ești supărată. Iana, tu ești o fată deșteaptă. Ar trebui să înțelegi ce și cum, a spus Nadejda. Nu totul e în regulă, a încercat să zâmbiască Iana. M-am gândit doar. Scuze! Odată ce au ajuns acasă, Iana, după ce și-a scos pantofii, a alergat imediat în camera ei. Iana, unde te duci? A strigat mama ei. Asta contează a răspuns Iana, închizând ușa în urma ei. Acest răspuns clar nu a convenit mamei și a deschis cu forță ușa camerei fiicei sale. Ce este asta? A certat ea. Cum adică nu vrei să mănânci? Am făcut supa asta, am gătit toată ziua. Mamă, eu chiar nu vreau să mănânc. Și eu nu te-am întrebat. Tu vei mânca, altfel te duc la psiholog. Ce legătură are psihologul? El îți va scoate toată prostia din cap. A inventat tot felul de lucruri. Cu siguranță te consideri grasă. Destul să te faci specială. Mănâncă repede. Mamă, eu nu voi merge, a început să se tensioneze Iana. Nu vei merge, a răbufnit mama. Nu, nu voi merge. Detașează-te de mine, proastă! a strigat Iana. Și imediat a acoperit gura cu palma. Ochii ei s-au rotunjit, ea nu s-a așteptat la așa ceva din partea ei. Nadejda era și ea șocată. Fica ei nu își permitea niciodată astfel de expresii și în plus cu asemenea ton. A tăcut exact o minută și apoi, cum se întâmplă de obicei, a început războiul. Tu ce ai îndrăznit să-mi spui, sâcuită? a aruncat Nadejda, apropiindu-se tot mai mult de fica ei. Mamă, iartă-mă, iartă-mă, nu știu de ce mi-a scăpat asta. Scuze, te rog. Nadejda părea că nu ascultă. Ea și-a luat fața fiicei în mâini și a strâns-o cu putere. Iana a simțit o durere puternică, nici măcar nu a avut posibilitatea să țipe. Dacă încă o dată îmi vorbești în asemenea ton, vei sta pe mazăre. Și asta o să fie foarte neplăcut. Mamă, iartă-mă, a spus Iana. În cazul ei, a ieșit destul de amuzant, deoarece mâinile puternice ale mamei îi strângeau maxilarul. Ianei i-a trebuit să mănânce acea supă urâtă. După cearta aceea, nu au mai vorbit cu mama ei. Când Iana a mâncat, a mers mai calm în cameră să-și facă temele. Totuși, neliniștea a persistat, dar ce putea să facă? La șapte seara, tatăl s-a întors acasă. Iana mereu auzea când el venea acasă. Ar fi recunoscut sunetul cizmelor lui din miile de sunete. Iana a auzit cum mama s-a apropiat de tatăl ei, fata s-a apropiat în tăcere de ușă și și-a lipit urechea de ea. Știi ce a făcut fiica ta? Spunea mama cu un glas isteric. Nu, a răspuns surprins tatăl, abia m-am întors de la serviciu. Dar, în timp ce nu erai acasă, diavolul ăsta a reușit să mă înjure. Cum să te înjure? M-a numit proastă. Iana a auzit râsul tatălui. A fost un semn bun. Asta însemna că el nu a luat această situație în serios, spre deosebire de mama. Ei și ce, draga mea! Râdea tatăl! E adolescentă, se mai întâmplă! Îți este amuzant, Cătălin! Așa ai fost educat. Așa e familia ta. Și sora ta e la fel. Știți să-i jigniți pe toți. Și apoi încă își educați copiii în felul acesta. Rușine! De ce ataci sora mea? Ce ți-a făcut ea? Dar nici nu înțelegi despre ce vorbesc. Acum te amuzi că fica noastră a început să se certe și apoi vei încuraja fumatul, companiile proaste, cine știe ce. Nadejda, ce ai inventat? Ea doar s-a obosit după școală, iar tu, probabil, ai stresat-o. Am stresat-o. Cum poate o mamă să streseze? Ar trebui să-mi picioarele pentru tot ce fac. Nerecunoscători sunteți. Mama a plecat undeva în coridor, apoi a tras de ușă. Probabil a mers în dormitorul ei și nu s-a mai întors în bucătărie. După jumătate de oră, când Cătălin a luat cina, a decis să intre în camera fiicei. Bătăi ușor, a spus el cu delicatețe. Pot să intru? Iana, fără să stea prea mult pe gânduri, a deschis ușa. În coridor, tatăl stătea cu o cutie roșie de bomboane. Tata, pentru ce? A fost surprinsă plăcut Iana, invitându-le pe tată în cameră cu un gest. Acestea sunt bomboanele tale, râdea Cătălin. Acum ai nevoie de ele mai mult decât mama. Ea nu este în stare de spirit azi. Să o iertăm. Mie e foarte rușine în fața mamei. Nu am vrut să o numesc așa. A ieșit de la sine. Pur și simplu ziua a fost groaznică, iar ea s-a agățat de supa ei. Ei bine, draga mea, zâmbea Cătălin, apropiindu-se de fica sa pentru a o îmbrățișa. Școala e școală, dar și mama are problemele ei poate mama ta a gândit toată ziua la tine când a pregătit supa aceasta. Și tu vii și nu mănânci. Îți imaginezi cât de supărată este ea. Nu cred că acum își așteaptă scuzele mele. Și tu cere scuze mâine dimineață. Mâine e liber. fă micul dejun gustos. Să mâncăm împreună, ca o adevărată familie. Știi, acum tuturor ne este greu după moartea bunicii. Fiecare trece prin acest stres în mod diferit. Probabil mama ta nu a vrut să te afecteze atât de tare, iar tu nu ai vrut să o jignești atât de mult. Și tu i-ai dat bomboane, a întrebat Iana cu subînțeles. Nu, a zâmbit Cătălin, tu ești fica mea mică, iar ea este o persoană adultă și își va cumpăra singură. Uneori mi se pare că voi nu vă iubiți unul pe celălalt. De ce crezi asta? Ei bine, niciodată nu vă faceți cadouri unul altuia. Chiar și de anul nou sau de ziua de naștere petreceți foarte rar timp împreună. Tot mai des vă certați. De mult nu am mai auzit să vă distrați sau să vorbiți frumos unul cu celălalt. Scumpa mea, așa stau lucrurile. Dar asta nu înseamnă că noi, eu și mama ta, nu ne iubim unul pe celălalt. Înțelegi, pentru o familie la un moment dat apare rutina. Rutina ne înghite iubirea. Toată energia noastră o dăm copilului. Crezi că de ce lucrezi atât de mult? Pentru tine câștig bani, draga mea. Și mama. Ea muncește zi și noapte. Dacă ea muncește atât de mult când își permite să-mi controleze viața, tu ce zici? Ea mereu supraveghează fiecare mișcare a mea. A ieșit din cameră într-un moment nepotrivit. Un milion de întrebări. Nu voia să mănânce imediat, vor să mă ducă la psihiatru. Mi se pare că nu e normal. Din cauza mamei, nici nu am prieteni adevărați. Nimeni nu vrea să stea de vorbă cu cineva pe care mama îl întâlnește din școală în clasa a noua. Ascultă, hai să facem așa! O să vorbesc cu mama, iar tu nu o mai jigni așa. În regulă. Iana i-a zâmbit, a dat din cap ca răspuns și l-a condus pe tata afară nu mai avea puterea să vorbească cu nimeni. Dar dacă acum cinci minute voia să plângă aici, șezând pe podea, acum era liniștită. În asta a ajutat-o tatăl. Luni, Iana a stat din nou la lecția de algebră. Se uita pe fereastră cum se topește zăpada. Soarele strălucea din ce în ce mai tare. Afară devenea tot mai cald. Măcar ceva în lumea asta ar fi putut să o bucure pe Iana. Iana a chemat-o profesorul. Mă auzi? i-au trebuit puter să se desprinde de peisajul primăvăratic și să se uite la Oleg. Distribuie caietele tuturor, a poruncit profesorul. Iana s-a ridicat ascultător, a mers la masă și a început să distribuie caietele după nume. În cele din urmă s-a așezat pe loc și, deschizând caietul, a fost foarte surprinsă. Nu, asta a fost o surpriză de parte de plăcută, pe care o simțim când ne așteptăm la o surpriză. De ce două? A strigat ea către toată clasa. Acum toată atenția colegilor era îndreptată spre ea. Ce nu-ți convine la notă? A întrebat profesorul calm. Totul e corect. Corect. Dar cum e corect? Eu am scris toate exercițiile. Eu n-am văzut niciunul. Dar eu le-am scris toată lecția. Trebuie să fii mai atentă la lucrurile tale. Nu sunt vinovată de asta. A izbucnit în plâns Iana. Bine, gata, a întrerupt-o brusc profesorul. Hai să nu transformăm ora mea în nu știu ce. Dacă vreți să discutați ceva, puteți merge acum la director. Iana și-a acoperit fața cu mâinile și nu a mai întrerupt lecția după sunetul clopoțelului, s-a apropiat de ea Dumitru. Ei, ești acolo? A întrebat el, atinând ușor umărul Ianei. Iana s-a uitat furioasă la el. Și tu ai treabă? Am, a răspuns el sumbru. Îmi pare rău că ți s-a întâmplat asta cu caietul tău. Îmi pare rău. A zâmbit Iana. Ion pare a fi prietenul tău. După această situație, el nu mai este prietenul meu. Iana a râs forțat. Și el știe asta. Dumitru și-a strâns maxilarul atât de tare încât părea că obrașii îi vor exploda în curând. Ești o proastă, Iana, a spus el, mă apropii de tine cu toată bunătatea sufletului, iar tu îmi scuipi în față. Dacă nu te îndepărtezi de mine imediat, serios, o să scuip. De când ai devenit atât de capricioasă? Părea că erai o fată cu minte, mama avea grijă de tine și totul era bine. Și acum? Ce-ți s-a întâmplat? De ce te plângi atât de mult din cauza caietului? S-a vărsat apă pe el. De ce să te plângi? Cu tot se întâmplă asta. Ai făcut o isterie. Nu am de gând să ascult aberațiile tale. Iana a început să-și strângă lucrurile, iar Dumitru a continuat să stea deasupra ei. Toate acestea o iritau groaznic pe Iana. Dintre toți colegii ei pe care iura, ura, cea mai mult o afecta nervos valul lui Dumitru. Ce vrei de la mine? A întrebat Iana, oprindu-se din ce făcea și îl privea pe băiat. Vreau să te ajut. Dumitru, de la tine, ajutorul meu cu siguranță nu este necesar. Așa că lasă-mă în pace și asta e tot. Am treabă. Ce treabă? Nu renunța Dumitru. Mă duc la școala de muzică. Mama mă așteaptă la poartă. Așa că pa. Nu a fost nevoie să împingă băiatul ca să treacă. Acesta nu a încercat să o ajungă din urmă. Probabil a înțeles că nu era cu adevărat necesar. Iana nu avea prieteni ca atare. Nimeni din școală nu voia să vorbească cu ea din cauza mamei ei despotice, care se băga în toate conversațiile lor. Cu toate acestea, Iana a avut norocul să studieze la școala de muzică. Cu un an în urmă, o fată nouă, Milena, a venit la corul lor. Ea cânta cu o voce cristalină și pură. Milena era puțin timidă, așa că Iana a profitat de ocazie să-și facă o prietenă. Și a reușit! Cu toate acestea, Nadejda nu știa nimic despre această prietenă misterioasă a fiicei sale, și Iana nu ar fi vrut să-i spună ceva. Adevărul era că Milena nu era chiar atât de timidă pe cât părea la prima vedere. Astăzi merg la un concert rock, se lăuda Milena, își vopsea buzele în toaletă. La concert. La cine? A fost surprinsă Iana și chiar a invidiat puțin. Oh, nu știi Pur și simplu știi că astăzi o să petrec până dimineața în club, în timp ce tu vei dormi liniștită în patul tău. Iana s-a simțit jenată. Niciodată în viața ei nu fusese la un concert și, desigur, invidia prietena. Dar am un bilet în plus, a făcut cu ochiul Milena. Și dacă ești de acord? Nu, mama nu mă va lăsa, a răspuns imediat Iana. După aceasta a simțit un nod în gât nu părea rău pentru ea, însă și. Într-adevăr, ar fi vrut să evadeze din această captivitate și să încalce toate interdicțiile. Ar fi vrut să-i pese de toate. Dar Iana nu-și putea permite acest lucru. Ea era o adolescentă foarte responsabilă. Nu putea pur și simplu să plece. Tu chiar nu poți să minți. A ridicat Milena din ochi. Nu pot. De ce? ea nici măcar nu va afla. Tu pur și simplu vei pleca de acasă noaptea, iar dimineața te vei întoarce. Nu se va întâmpla nimic rău. Ei bine, nu știu, s-a îndoit Iana. Dar în cele din urmă ea s-a frânt. Au convenit că Milena va veni la ea la ora 11 seara cu taxiul. Iana era sigură că până atunci părinții ar fi adormit deja. Noapte bună, draga mea, a sărutat-o mama ei și a ieșit din dormitor. În hol s-a stins lumina și totul s-a liniștit în apartament. Iana știa cât trebuie să aștepte pentru ca părinții să adormă cu siguranță. După jumătate de oră s-a ridicat liniștit de pe pat, s-a apropiat de dulap și a început să-și pună hainele pregătite. Fusta neagră și tricoul acesta erau singurele lucruri care măcar cumva se potriveau pentru un astfel de eveniment. Iana nici măcar nu știa unde și la cine exact va fi concertul. Doar voia să meargă pentru prima dată în viața ei la un concert. La unul adevărat pentru tineret, nu la un concert de muzică simfonică, pe care mama ei îl iubea atât de mult. Iana a luat cu ea Adida și, iar ea însă și a mers la ușa de la intrare de sculță, ca să nu facă prea mult zgomot. Dar într-un moment, una dintre scândurile de lemn a cedat și a scârțuit sub picioarele ei. Iana s-a oprit imediat. Îi era frică să se miște. Acum se măna cu un hoț care voia să plece neobservat din apartament, fără să lase urme. Dar după un minut, nimeni nu a ieșit în urma zgomotului. Deci, putea să meargă mai departe. Iana a închis ușa de la intrare încet, foarte atent și a alergat spre lift, unde și-a pus Adida și Aldi. Timp de tot acest timp, ea s-a întrebat dacă Milena nu o înșela. Oare va veni ea la timpul stabilit și în locul stabilit? Dar Milena nu a înșelat-o, taxiul o aștepta deja pe Iana lângă casă. Fata a alergat, a deschis ușa și a sărit repede înăuntru, ca să nu fie observată de nimeni. Tu de ce ești așa desperiată? A întrebat Milena. Doar pentru prima dată fug de acasă, a răspuns nervoasă Iana. Multe lucruri se întâmplă pentru prima dată tu, cel mai important, ce ai pe tine? A întrebat neașteptat Milena. Ce? A fost surprinsă Iana și a început să-și examineze hainele în căutarea murdăriei sau a găurilor. Totul pare în regulă. Ce ai pe tine? A continuat să se mire Milena. Ei bine, este o fustă și un tricou. Ce e atât de special? Problema e că este prea obișnuit tu mergi la un concert rock, nu la o mormântare. Doamne, am fost atât de neatenție. Milena a căutat în geanta ei mare albă, de unde nu se știa de unde, și a găsit acolo o rochie neagră sclipitoare și mulată cu paete. Încearcă-o acum, a comandat Milena. Aici. S-a jenat Iana. Nu-ți face griji, nu mă uit. S-a amestecat în conversație șoferul de taxi, zâmbind. Nu mi pasă deloc de voi tinerilor. Eu doar am nevoie de bani. Milena și Iana s-au zâmbit și au început să probeze. S-a dovedit destul de dificil. Pentru început trebuia să-și dea jos tricoul, apoi să-și pună rochia și apoi să-și dea jos fusta. Iana s-a lovit de capul mașinii de cel puțin șase ori. De ce este plafonul atât de jos? Am urmărit Iana când a primit din nou o lovitură la cap. Scuzați, nu servesc în clasa business, a zâmbit șoferul de taxi. Milena a izbucnit în râs gomotos și apoi a spus, ție îți -ţi vine bine acea rochie, așa că rămâi în ea. În cele din urmă, cum voi merge acasă mai târziu? O să ne descurcăm acolo. Au ajuns la o clădire mare și gri, din care străluceau mii de lumini, iar muzica răsuna în toată regula. Din intrare lumina roșie, ca din infern. Probabil că asta era ideea principală să arate spectatorilor că sunt în iad. Fetele s-au așezat la coadă. Au întârziat puțin, așa că erau mult mai puțini oameni aici. Coada se subția rapid, iar Milena și Iana se apropiau tot mai repede de controlorul care verifica biletele. Câți ani aveți? a întrebat păzitorul cu suspiciune. Am 18 ani, iar aceasta este sora mea, a mințit Milena, arătând spre Iana. Păzitorul le-a privit cu severitate, apoi a cerut pașaportul. Iana s-a înălbit la o astfel de întrebare. Nu își luase pașaportul cu ea. Da, Milena nici nu o rugase să-l ia. Ce? A protestat Milena. Cine își ia pașaportul la concert? O să-l piardă. Deci, nu aveți pașaport? A întrebat monoton păzitorul, care văzuse astfel de scene de un milion de ori. Avem, desigur! A răspuns iritat prietena. Iana se ruga ca Milena să aibă pașaportul ei în geantă, dar prietena ei a găsit altă modalitate de a ieși din impas. Iana a văzut cum Milena a scos un suport sub pașaport, dar acesta era gol. Păzitorul l-a deschis și imediat l-a închis, ca și cum ar fi văzut ceva înfiorător acolo. Vă convine vârsta noastră? A întrebat cu aluzie prietena. Vârsta este potrivită. Puteți trece, a răspuns calm păzitorul. Prietenele au intrat în sfârșit înăuntru. Muzica răsuna atât de tare încât le-au trosnit timpanele. Ar fi vrut să meargă într-un loc mai liniștit, dar muzica umplea chiar și toaleta. Cu toate acestea, aici era mai liniște. Milena își corecta machiajul, iar Iana stătea doar lângă perete și o aștepta. Gata, a strigat bucurându-se Milena. Acum să ne distrăm. Această noapte va fi a noastră. Cu toate acestea, Iana nu se putea distra, în singurul lucru ce îi ocupa mintea era cum să nu fie descoperită de părinți. Nu putea dansa ca restul oamenilor din club, nu se putea bucura de această noapte. Nervii o măcinau pur și simplu din interior. Ei, de ce ești așa supărată? S-a apropiat de ea Milena. Acum fug să-ți aduc un cocktail. Un cocktail? Ce fel? S-a rătăcit Iana. Delicios, desigur! A făcut cu ochiul prietena ei și s-a pierdut în mulțime. Acum Iana a rămas singură. Era înconjurată de o mulțime de oameni beți care nu mai ascultau muzica, ci doar se mișcau haotic. Nu le păsa de ceilalți și Iana le invidia. Ce faci aici? A strigat vocea cunoscută din spate. Iana s-a uitat la acea siluetă vagă și l-a recunoscut pe Dumitru. Ce coincidență teribilă! Eu? Ochii Ianei s-au zbătut în căutarea unei ieșiri. Voia să dispară de aici imediat. Da, tu? A continuat să insiste Dumitru. Credeam că cei ca tine dorm liniștiți acasă noaptea. Ei merg în cluburi de noapte. Nu te privește unde merg eu. Îți place să repeți asta, Iana, a zâmbit Dumitru, dar sunt bucuros că ești aici. Iana l-a privit întrebător. Prietenii mei trebuiau să meargă cu mine astăzi, dar au apărut chestiuni urgente. Și acum sunt aici singur, încercând să-mi găsesc companie. Și, se pare, ai găsit. A strigat bucuros Dumitru. Eu nu sunt compania ta, și, în general, aștept o prietenă. Deci ești aici și cu o prietenă, s-a bucurat băiatul. Nu știam că ai prieteni. Poți să ți închipui, există. Pregătești cunoștință. A zâmbit el cu șiretenie. Nu să aștepți. Iana nu a mai avut niciodată o ceartă atât de frumoasă. Cu toate acestea, totul a fost stricat de Milena, care a venit în mijlocul scandalului cu Dumitru. Iana ar fi vrut să o lovească pe prietena ei pentru că a venit așa de nepotrivit. Oh, ai deja un prieten, a râs Milena, întinzându-i Ianei un pahar cu cocktail. Pregătești cunoștință. Doamne, da, chiar și voi puteți să vă cunoașteți, nu a rezistat Iana și s-a dus în mulțime mai aproape de scenă. Nu mai voia să fie în preajma acestor tineri beți care voiau doar să bea, să se gândească doar la asta. Și ei aveau doar 16 ani, și se pare, aveau deja experiență cu cluburile. Adolescenții beți au șoptit Iana ca nimeni să nu-i audă. Hei, de ce ai fugit? S-a atins de umărul ei Dumitru. Hai să vorbim! Este prima dată când petrecem timp împreună. Nu vreau să vorbesc cu astfel de oameni ca tine. Nu trebuie să zici la fel cuvintele mele, a râs Dumitru. Iana, relaxează-te și pur și simplu bucură-te. Bea acest cocktail pe care ți l-a adus prietena ta. Dansează aici, așa cum fac ceilalți oameni. Până la urmă, ai venit aici să te enervezi sau să te distrezi. De fapt, am venit aici în zadar, a spus isteric Iana, împinându-le pe Dumitru. A fugit spre ieșire, dar nici măcar nu a apucat să iasă din mulțime, când Dumitru a prins-o de mână și a tras-o spre el. Iana, înțeleg că te irit foarte tare, dar hai să ne distrăm împreună, a rugat Dumitru. În acel moment a început o melodie lentă și melodică. Dumitru și-a pus o mână pe talia Nataliei și a Ianei, iar cu cealaltă a ținut-o de mână. Spre surprinderea lui, Iana nu s-a opus. Era șocată de ce se întâmpla. Sau poate a băut câteva înghițituri din acel minunat cocktail cât a fost singură. Alcoolul i-a topit toată rigiditatea, lăsând loc pentru sentimente și emoții pozitive. Într-un moment, Dumitru a strâns-o cu putere. Până acum, ea nu a protestat. Îți place? A întrebat cu grijă Dumitru, temându-se să nu strice toată această poveste. Poate, a răspuns timid Iana, lipindu-se de băiat cu tot corpul. Desigur, îi plăcea. Cu toate acestea, Dumitru nu ar fi fost Dumitru dacă nu ar fi stricat totul. El a crezut că este o oportunitate excelentă să-și sărute noua prietenă. Băiatul s-a plecat spre buzele Ianei. Dar într-o secundă a primit o lovitură puternică în obraj. Iana l-a împins și, privindu-le cu furie și dezamăgire, a fugit. Unde te duci? a oprit-o prietena ei, care și așa a găsit un partener pentru dans și acum se bucura de băutura pe cheltuia la lui. Mă întorc acasă acum, a spus Iana cu răutate, iar apoi a ajuns în sfârșit la ieșire și s-a simțit eliberată. Vântul proaspăt de noapte a trezit-o. Ea a chemat imediat un taxi cu ultimii bani și a plecat acasă. Iana a bătut la ușa ei și s-a temut să intre. Era ora patru dimineața. Ea a introdus cu grijă cheia în broască și a întors-o. Ușa s-a deschis ușor și ea a privit înăuntru. Nimeni. Liniște. Și asta însemna că putea să intre fără teamă. Iana și-a scos încet pantofii și se îndrepta spre camera ei, dar din colțul ochiului a văzut lumina în bucătărie. S-a oprit și a ascultat zgomotele. Tot liniște. Inima îi bătea repede, gâtul i s-a uscat, dar Iana nu a ignorat lumina, chiar dacă înțelegea ce însemna acea lumină. Iana a privit în bucătărie. Mama era așezată la masă și privea în gol. Mamă! A strigat-o Iana. Ce faci aici? De ce nu dormi? Mama tăcea, dar apoi totuși a răspuns. De ce aș dormi când fiica mea a dispărut? Sau crezi că am inimă de piatră și nu mi pasă? Mamă, despre ce vorbești? A făcut pe proasta Iana, deși înțelegea că totul era deja hotărât. Oh, Iana, hai, te rog, fără această joc. Poliția este deja la curent. Nu te vei sustrage, a continuat mama. Poliția. Inima Ianei bătea și mai repede. Părea că va sări din piept în orice moment. Da, poliția. Nu ți se pare amuzant și vesel? Nu înțelegi că sunt lucruri serioase. Și acum jumătate din oraș te caută. Mai degrabă, te-au căutat. Te-au văzut când ai ieșit din club. Le-am cerut să nu te oprească. Am înțeles că te vei întoarce acasă. Dar au alergat după tine și niște copii. Strigau numele tău, dar tu, evident, nu i-ai auzit. Dar poliția i-a auzit i-au prins pe prietenii tăi. Crezi că totul ar fi trecut ușor pentru voi? Ce? S-a revoltat Iana. Pe cine au prins? Unde sunt ei? Îi interogează acum. Nu-ți face griji. Părinții tăi doar îi vor lua, a spus mama. Och, cum nu se vor bucura când vor afla ce copii au. Probabil se vor simți la fel de rău ca mine acum. De ce? Plângea Iana. De ce ai nevoie de prietenii mei? Ar fi trebuit să-i lași în pace. Ce ți-au făcut ei? Ei mi-au furat fiica. A strigat Nadejda cu o voce care nu-i aparținea. Ei au pus-o într-o situație dificilă. Știi că acum ești sub supraveghere. De ce? De ce? De ce ai chemat poliția? Plângea Iana. De ce ești atât de crudă? Crezi că ar trebui să stau acolo, să-mi pun mâinile în poală și să aștept ca fiica mea rătăcită să se întoarcă? Dar dacă a fost răpită de un maniac? Există multe povești despre cum hoții intrau în case și răpeau copii. Mai obosit cu maniacii tăi. De ce crezi că întreaga lume este împotriva ta? Mamă, doar voiam să mă distrez. Nu pot să mă pedepsești pentru asta. Nu pot să mă critici. Doar voiam să mă simt bine. Poate că nu ai nevoie de părinți dacă ești atât de independentă. Îți găsești singură diverse activități, pleci de acasă noaptea și noi nu te pedepsim pentru asta, a spus mama. La zgomotul, tatăl a venit. Mama s-a uitat la el și a zâmbit. El a venit. Un altul. A spus ea. Iana știai că imediat ce am chemat poliția, el a mers în patul lui să doarmă. Tatăl tău pur și simplu nu-i pasă de tine. Asta îți dorești. Nu e adevărat, a negat tatăl. Doar știam că se va întoarce și nu mi-a mai bătut capul. Este un adolescent. Cine nu pleacă de acasă să se distreze cu prietenii? Dar ai văzut prietenii ei. A strigat la soțul ei nadejda narcomani și alcoolici. Și de unde i-a adunat? Unul dintre ei este Dumitru, colegul ei de clasă. Știu asta sigur. Dar a doua fată nu mi este cunoscută. Probabil se drogează și consumă alcool. Ce prostii vorbești! A explodat Iana. Uite, vezi, vezi! A spus Nadejda soțului ei. Asta este educația ta nu o respecti deloc pe mama ta. Îi pasă de tine. Tatăl este convenabil, permite totul. Dar mama este rea, nu îi pasă deloc de tine. Capul Ianei era amețit. Ea nu simțea furie sau iritare. Era doar speriată. Se temea pentru ea și pentru tatăl ei. Cine naiba am născut? A continuat să strige nadejda. Soțul este fără minte, fiica la fel. Doamne! Și totuși am avut de ales. Dar nu, te-am ales pe tine, un idiot. Mâine divorțăm! Mâine! Dragă, te rog, liniștește-te, o ruga cătălin! Înțeleg, ești acum pe toate firele, dar fiica noastră nu este în regulă. Este întreagă și nevătămată. Nu este asta cel mai important. Și crezi că asta este un caz izolat? Crezi că nu s-a mai sustras așa din casă în trecut? Probabil a fugit. Pur și simplu nu am observat. Dar astăzi am decis să o verific o singură dată și să-i torn apă. Și instinctul matern nu m-a înșelat. Sunteți toți nerecunoscători. Voi plec de la voi. Mamă! Plângea Iana. Încetează să spui asta te rog, iartă-mă, te rog, iartă-mă. A fost doar o singură dată. Îmi pare atât de rău pentru ceea ce am făcut. Te rog, iartă-mă. Nu, nu te voi ierta, a răspuns crud Nadejda. Crezi că poți face orice. Te-ai învinuit și ți-ai cerut iertare imediat. Ce comod! Nu, cu mine astfel de trucuri nu funcționează tu ești vinovată pentru faptul că divorțezi de tatăl tău. Tu? Mamă, te rog, nu, nu divorța de tata. Voi face totul, te rog, nu, nu divorțați. Vei fi foarte pedepsită, Iana. Foarte. Nici nu-ți poți imagina consecințele greșelii tale. Dar asta va fi o lecție de viață. Acum spunem repede, cine este această fată? De unde o cunoști și de ce ați ajuns împreună în acest club? Ea este Milena, a recunoscut Iana. Noi mergem împreună la școala de muzică. Ea avea un bilet în plus pentru concert și am decis să mergem. La concert noaptea. Știți ce înseamnă ora de închidere? Nu m-am gândit că acest concert va fi într-un club și atât de târziu, a mințit Iana. Te rog, mamă, iartă-mă! Ți-am spus deja, nu iert. Asemenea lucruri nu se iartă. Dar îți voi preda o lecție, o să vezi. Nadejda, ce lecție? S-a indignat Cătălin. Și tu nu te amesteca. Ai pierdut șansa de a o educa. Dacă mai zici ceva, imediat cer divorțul. Vei rămâne fără apartament și vei munci. Îți place această perspectivă? Dar Cătălin a încercat să obiecteze, apoi a dat din mână și a plecat. Iana se simțea aproape fără viață. Nu simțea pământul sub picioarele ei. Tatăl ei a refuzat să o ajute. Cu toate acestea, Iana înțelegea motivul. În caz de divorț, el ar fi pierdut totul. Toată proprietatea aparținea mamei sale. El ar fi rămas gol ca un vultur. Iana vedea că părinții ei nu se mai iubeau de mult timp. Cu toate acestea, ei se țineau de mână, deoarece Iana era salvarea lor comună. Trăiau împreună pentru Iana, doar pentru ea. Discuția se încheie aici, a spus Nadejda. Și mâine, Iana, mergem la școala de muzică să aflăm ce s-a întâmplat cu adevărat. Ce să aflăm? Ți-am spus totul. Milena m-a invitat pur și simplu la concert dar acum ea va pierde locul la școala de muzică. Pentru fiecare acțiune urmează o pedeapsă. Aduți-i aminte de asta. Pe ce bază să o excludeți de la școală? Nu ești director. Draga mea, nici măcar nu știi la ce sunt capabilă. Nu ești mama mea. A spus Iana cu dezgust. Mama mea a fost bună și înțelegătoare. Și eu am cunoscut-o. Știam la ce era în stare. Nadejda a privit-o șocată pe fica ei. A fost o declarație foarte puternică. Chiar vrei să te retragi de la mine? Nu, a răspuns Iana hotărât. Nu mă voi retrage de la tine. Dar te urăsc. Iana a împins cu zgomot masa și a fugit în camera ei. O să regreți, micuța proastă, i-a strigat mama după ea la școala lui Dumitru nu a fost găsit. Iana era îngrijorată că i s-a întâmplat ceva. Nu înțelegea de ce nu-i pasă de acel ticălos care a vrut să o sărute. Iana simțea responsabilitatea pentru acea seară. În fond, mama ei i-a asigurat lui Dumitru și Milenei o vizită la secția de poliție. Din cauza absenței lui Dumitru, Iana spera că nici Milena nu va fi la școala de muzică. Iana era sigură că mama ei a pus la cale ceva teribil. Ceva care i-ar strica reputația prietenei sale pentru totdeauna. Hai a poruncit mama și a împins-o pe Iana spre intrarea în școala de muzică. Bună ziua, s-a salutat ea cu paznicul. Spuneți-mi unde este directorul vostru. Am o discuție urgentă cu ea. La etajul 2 a răspuns paznicul. Dar mai întâi puneți aceste cotoarele. Desigur, a zâmbit Nadejda și a dus-o pe fica ei în vestiar. Iana abia reușea să-și stăpânească lacrimile. Își punea cotoarele cu mâinile tremurânde și nu reușea deloc. De ce te aci așa? Întreba mama nervoasă. Mai repede. Le pun, răspundea Iana indiferentă. Nu-i nimic, curând vei vorbi altfel, a spus Nadejda cu voce scăzută. Prietena ta o să-și regrete foarte mult că a vorbit cu tine. Iana ar fi vrut să sară la mama cu pumnii și să o lovească. Dar nu putea. Părea imposibil. Și ce ar fi făcut apoi? Totul ar fi devenit doar mai rău. Iana și-a semnat singură sentința nemuritoare. Dar astăzi va distruge viața prietenei sale. Cu mâinile ei. Nu voia să plângă de disperare. Au ajuns la biroul directorului. Iana voia să intre, dar a fost împinsă de mama și i s-a spus cu directorul voi vorbi doar eu. Și si tu așteaptă aici. Iana a dat din cap și a rămas să aștepte, sprijinindu-se de perete. Ea încerca să asculte conversația din birou. Cu toate acestea, biroul era foarte bine izolat fonic. Nu se auzea niciun zgomot. Și totuși, acolo discutau despre excluderea Milenei de la școala de muzică. Iana stătea și își privea unghiile, până când a văzut persoana care era vinovată. Iana a fost șocată. Ochii s-au rotunjit, iar corpul i s-a umplut de sudoare. Ce faci tu aici? a întrebat Iana tremurând. Milena a privit-o întrebătoare. Ce vrei să spui? Ce? Scuze, că ieri te-am lăsat așa. Ai fugit atât de repede. Noi cu dumitru am încercat să te ajungem, dar apoi poliția ne-a luat noaptea. În închisoare nu a fost prea grozav, a râs Milena. Dar părinții mei ne-au luat repede. Și ce au spus ei? A întrebat Iana cu groază în voce. Nimic! Pur și simplu au spus că mai bine să nu mai fac asta, altfel nu se vor opri să mă ia de pe secție dar i-am avertizat că va trebui să facă asta destul de des. Deci nu te-au certat și nu te exclud. Și cine va afla asta? Părinții noștri au convins poliția să nu depună plângere. Bineînțeles, au plătit puțin. Dar acum nimeni nu mă va exclude. Într-adevăr, părinții mei sunt cei mai buni. Da, așa e, Nadejda a ieșit din biroul directorului. O, doamne! S-a speriat Nadejda, întâlnindu-se cu Milena. Cine sunteți? Milena, clasa a opta. Milena! A zâmbit sarcastic Nadejda. Ea părea că deja sărbătorea propria sa victorie. Iana și-a acoperit fața cu mâinile. Nu voia să vadă acest spectacol. Și am auzit despre tine! E adevărat! Zând, Milena! ați văzut prestația mea. Desigur. S-a minunat fals nadejda. Prestația ta de ieri a fost pur și simplu minunată. Aș spune, chiar crucială. Dar ieri nu am avut nicio prestație. Cum adică nu ai avut nicio prestație? Fica mea s-a întors acasă spre dimineață din club, din vina ta. Milena părea că voia să spună ceva, dar s-a încurcat. Ea își muta privirea de la Iana la Nadejda și le compara. Piesele tabloului s-au potrivit în mintea ei. Dumneavoastră sunteți mama Ianei. A dedus Milena cu o voce tremurândă. Oh, da! Ce fată isteață ești! Ei bine, acum că am lămurit totul, vreau să vă anunț ultima veste. Nu veți mai studia la această școală de muzică. Milena a fost uluită. La un moment dat chiar a părut că ar putea să cadă în leșin, pentru că picioarele ei s-au plătinat. Ce? A întrebat Milena șocată. Cum așa? Ei bine, așa. Trebuie să te distrezi mai puțin. Dacă doriți să aflați detalii, puteți merge acum la director. Oricum, vă va chema mai devreme sau mai târziu. Nadejda a luat-o de mână pe fica sa și a condus-o spre scări. Iana se temea să se uite chiar și la prietena ei, chiar dacă a văzut din colțul ochiului privirea dezamăgită a acesteia. A fost o lovitura sub centură. Iana nu o va mai vedea niciodată. De ce ai făcut asta? A plâns Iana când se întorceau acasă cu mașina. Cum ai putut să faci asta? Pentru ce? Draga mea, ți-am spus că o să-mi iau revanșa. Știi, am analizat cuvintele tale de ieri și totuși am avut dreptate. Te iert, desigur. Nu ești vinovată pentru ce s-a întâmplat. Acești oameni ți-au dat peste cap mintea. Suntem oameni, ne este caracteristic să cedăm ispitei, este normal. Sunt mama ta și trebuie întotdeauna să fiu de partea ta. Poate că mă urăști acum, dar sigur îmi vei mulțumi mai târziu. Cum ai reușit să faci asta? Nu te pot da afară pur și simplu din școala de muzică. Dragă, nu înveți la o școală de muzică obișnuită, este o școală particulară și reputația lor este importantă. Pentru fiecare reputația este importantă. De aceea nu trebuie să mergi la astfel de petreceri, ca să nu-ți distrugi viața. Sunteți încă copii, nu ar trebui să mergeți în astfel de locuri. Acesta a fost argumentul meu principal și asul în mânecă. Asul în mânecă. Vrei să spui că distrugerea vieții prietenei mele este asul tău? Cu cine te lupți, nu înțeleg. Mă lupt cu oameni inutili, ca ea. A învățat la această școală timp de opt ani. Trebuia să o termine anul viitor. Tu ai calcat în picioare toate eforturile ei, cum ai putut. Am apărat onoarea fiicei mele. Și am vrut să-i dau o lecție. De fapt, am reușit. Sunt sigură că nu vei mai risca și mă vei mai minți, nu-i așa? Da, a răspuns Iana și s-a întors de la tiranul ei spre fereastră. De atunci, Iana nu a mai văzut-o niciodată pe Milena. Prietena i-a blocat numărul de telefon și acum numai un singur Dumnezeu știa unde s-a ascuns. Iana nu a putut merge la școală o săptămână. I-a spus mamei că îi este rău, deși, de fapt, nu voia să vadă oameni. Avea sentimentul că întreaga lume a aflat vestea oribilă cum Iana a trădat-o pe Milena. Poate ar trebui să stau acasă, și mâine? A întrebat Iana mama la micul dejun. Nu? De ce? Nu ai temperatură. Doctorul ți-a măsurat. A spus că ești perfect sănătoasă. Nu știu ce ți-ai inventat acolo. Nu ai nicio boală. Deci nu ai niciun motiv să nu mergi la școală. Iana a privit-o pe Nadejda în ochi. Ea a știut că tatăl ei nu o va ajuta. El a continuat să mănânce fără să ridice capul. Ce? A zâmbit Nadejda, observând privirea fixă a fiicei sale. Tatăl tău nu te va ajuta. El înțelege singur că va fi doar mai rău. Ești o ticăloasă a răspuns Iana nepăsătoare și a plecat în camera ei. Și eu te iubesc, draga mea! I-a strigat sarcastic mama în urmă. Iana nu a vrut niciodată să meargă la școală așa cum a făcut-o astăzi. Fiecare persoană pe care o întâlnea îi întorcea privirea cu îngrijorare, pentru că tocmai fusese jignită în tăcere. Iana știa cum să fie furioasă, dar nu și-a putut descărca furia pe mama sa, așa că colegii ei au trebuit să sufere. Iana a intrat în clasa de limba rusă și literatură și a fost uimită. În spatele ultimei bănci stătea Dumitru. El, fără să clipească, copia notițele de la o colegă. Irina îi făcea cu mult înainte ochi dulci, dar de doi ani nu a avut nicio reușită. Dumitru nu i-a acordat nicio atenție. Iana a decis să se așeze la bancă, ignorând privirea lui atentă. Pe fața lui a apărut un zâmbet pe care Iana a încercat imediat să-l șteargă, ca să nu creadă Dumitru că i-a atras atenția. Ce mai faci?" S-a apropiat de bancă băiatul. A fost și mai bine," a răspuns Iana indiferentă, scoțându-și manualele. De mult nu te-am mai văzut la școală," a continuat Dumitru, ignorând răspunsul colegei de clasă. Nici eu pe tine," a răspuns ea. Și de ce pe mine?" Nu eu am lipsit de la școală o săptămână. Ai fost bolnavă. Nu-ți pasă. Mi s-a cam săturat de această frază. Găsește ceva mai bun. Ceva gen Dumitru, lasă-mă în pace. Dumitru, nu te băga. A fluierat Dumitru ca o fată, imitând vocea unei fete. Nu trebuie să parodiază pe colegele mele de clasă. Ei, ce să fac? Colegele tale de clasă sunt niște găini. Nu pot să nu fiu de acord cu asta. Dialogul s-a încheiat. Dumitru nu mai avea nimic de inventat, iar Iana nu avea nicio dorință să vorbească cu acea persoană. Ea credea că tocmai din cauza lui s-a întâmplat acea poveste groaznică cu Milena. Dacă el nu s-ar fi întins atunci spre ea cu sărutările lui, ea nu ar fi fugit. Atunci aci doi n-ar fi alergat după ea și poliția nu ar fi ieșit după ei. Ascultă, eu nu stă lângă tine acum. A întrebat Dumitru ca și cum nimic. Nu stă, a răspuns mecanic Iana. Oh, bine și minunat, a spintecat Dumitru lucrurile Ianei de pe masă și s-a așezat pe un scaun vecin. Ce faci tu aici? S-a indignat Iana. A început să-l împingă pe Dumitru, dar în acel moment a sunat clopoțelul și profesoara a intrat în clasă. Este de remarcat că ea era destul de severă. Era mai bine să nu respiri în preajma ei. Odată un elev a răsucit pe la orele ei și a, l -a dat afară din clasă pentru lipsă de respect față de lecția ei. Clasa, ridicați-vă! A poruncit strict profesoara. Iana a trebuit să se desprinde de Dumitru și să se ridice, îndreptându-și spatele. Cu toate acestea, ea a reușit să și treacă degetul pe gât, arătându-i băiatului că a dat-o de gol. Idiot! A șoptit Iana când s-au așezat. Un idiot adevărat! Da, și ți-a plăcut asta, a râs Dumitru. Iana l-a împins pe colegul ei de clasă, iar el era pe cale să cadă de pe bancă. Ultima oră, ce aveți acolo? a întrebat profesoara, întrerupându-și lecția. Scuzați! Doar Ianei se pare că lecția dumneavoastră nu este foarte interesantă. Galina și-a rotunjit ochii și se pregătea să țipe. Dar Dumitru a remediat situația. Și eu i-am explicat de ce limba rusă este o materie atât de importantă, păcat să o ratezi. Dumitru a avut noroc că singura slăbiciune a Galinei erau complimentele. Ea s-a răcit imediat, dar le-a făcut observații. Iana era șocată de ceea ce a reușit să facă Dumitru la lecție. După clopoțel ea a ieșit ca o săgeată din clasă în vestiar. Dar când fata era deja pe cale să plece, Dumitru a oprit-o. Iana, ai văzut ce s-a întâmplat la lecție. Arăt eu ca o arbă. A șoptit Iana, încercând să-i împingă pe băieți să iasă din clădirea aceea infernală. Nu par deșteaptă, așa că știi ce se va întâmpla data viitoare dacă nu îmi îndeplinești cererea. Ce cerere? Ce n-ai naiba spui? Te rog să nu mă jignești, s-a ofensat băiatul. Vreau doar să vii cu mine la film, nu, nici vorbă. A râs Iana. Este prea mult chiar și pentru tine. Iana și-a lăsat ochii în jos și a mers spre ieșire. Iana. L-a ajuns Dumitru și a oprit-o din nou. Vină cu mine la film. O să mă las pentru totdeauna în pace. Te rog, care-i sensul? De ce ai nevoie de asta? Nu contează. Doar fa asta și nu vei mai auzi niciodată un cuvânt de la mine. Nu te voi mai atinge, promit. Iana s-a simțit confuză. Ea a gândit asupra acestei opțiuni. Pe de o parte, era o oportunitate excelentă de a se despărți pentru totdeauna de Dumitru, care deja îi iritase ficatul. Pe de altă parte, mama nu o va lăsa. Și totul se va repeta, ca din povestea cu clubul. O să-ți scriu, a dat un răspuns ambigu Iana. Așteaptă! Iana a stat toată ziua gândindu-se la propunerea lui Dumitru. Ea a vrut să meargă la film nu pentru propriul ei beneficiu, ci pentru plăcere. Ea a mers rar la film, astfel încât a uitat cum să cumpere bilete. În ultimii ani, mama a gândit doar la studiile fiicei ei și nu i-a permis să meargă la niciun fel de expoziții, cinematografe sau concerte. Dar la două noaptea Iana s-a luminat. Ea și-a scos laptopul și a găsit rapid pagina lui Dumitru pe platformă de socializare. A trebuit să-l adauge ca prieten pentru a-i scrie. Ai decis în cele din urmă să fii prieten cu mine. A scris Dumitru primul. Nu te bucura prea devreme. Am găsit doar o modalitate de a merge împreună la film, a răspuns Iana. Oh, deci totuși ești de acord. Știam că speranța moare ultima. Ei, și care e planul? Să chiulim de la școală. De la școală. Dar mama nu te va certa. Mama nici nu va ști. E singura dată când nu sunt sub controlul ei. Doamne, dar cum trăiești? Nici eu nu știu. Deci, ești de acord. Bineînțeles. Te aștept mâine la 9 dimineața la școală. Iana a închis laptopul și s-a așezat pe marginea patului. Nu-i venea să creadă că se va întâmpla cu adevărat. Va merge la film cu un băiat. Vachiulii de la școală oare chiar i se întâmplă asta ei? Apoi și-a amintit de club și a realizat că toate aventurile ei au început chiar de acolo. Probabil că și la film se va întâmpla ceva asemănător, dar Iana credea că totul va fi bine. S-au întâlnit la nouă dimineața la școală. După ce s-au asigurat că mama Ianei a plecat, au mers direct la cinema. Iana nu se aștepta ca Dumitru să cumpere bilete pentru ultimul rând. Dar biletele erau bilete. Nu mai putea face nimic. Spre surprinderea ei, Dumitru nu s-a atins de ea. S-au bucurat pur și simplu de film. Ți-a plăcut filmul? A întrebat Dumitru în timp ce se îndreptau spre școală, unde mama Ianei urma să o ia peste câteva minute. Mi-a plăcut! Mulțumesc pentru oportunitate, a răspuns Iana cu un zâmbet. Cerul s-a înnorat, iar peste câteva secunde a început să tune și să plouă. Ascunde-te repede! a strigat Dumitru, trăgând-o pe fată sub copertina unei stații de autobuz. Iana a început să râdă de situația absurdă. De ce râzi? a întrebat Dumitru, molipsindu-se de veselia ei. A atins fața fetei pentru a-i șterge o picătură de ploaie de pe obraz. Eu! Doar că! a spus Iana, privind în ochii lui. A simțit un fior plăcut în stomac, iar fața lui Dumitru se apropia tot mai mult, iar ea nu voia să se îndepărteze. O clipă și a primit ceea ce își dorise cel mai mult în viață. Primul sărut. A fost cel mai magic moment din viața ei. Nu mai simțise niciodată așa ceva. La scurt timp, Dumitru s-a îndepărtat de ea, dorind să observe reacția fetei. Iana, probabil că sună stupid, ne cunoaștem din clasa întâi. Dar nu am fost niciodată atât de apropiați și poate ar fi o greșeală. Dar poate am putea încerca să ne întâlnim. Iana a fost uluită de această întrebare. Dimineață venise aici cu gândul că va vedea doar un film și se va întoarce acasă. Dar asta... Nu se aștepta la asta nici măcar în cele mai dulci fantezii. Dacă trebuie să te gândești sau... Orice altceva... Sunt gata! Eu! a spus Dumitru, stânjenit de tăcerea ei. Hai! l-a întrerupt Iana și i-a dat un sărut drăguț pe obraz. Dumitru era cât pe ce să se topească, ca o ciocolată la soare. A zâmbit imediat, iar Iana s-a îndrăgostit și mai tare de gropițele lui și de alunița de pe gât. De atunci, viața ei s-a schimbat. Mama ei nici nu bănuia că fiica ei are deja un iubit. Probabil că se întâmplase din cauza problemelor de sănătate ale nadejdei. Era nevoită să stea tot mai des acasă, așa că i-a permis chiar fiicei sale să meargă și să vină de la școală singură. Pe măsură ce timpul trecea, Ianei se permitea tot mai mult. După un an putea deja să participe la diverse evenimente. Iar mama ei nici măcar nu se mai îngrijora că va fi atacată de un maniac sau de un terorist. Nu mai avea timp de asta trebuia să aibă grijă de ea însă și. Viața personală a Ianei era perfectă. Se întâlnea cu Dumitru de doi ani și erau nebunește îndrăgostiți unul de celălalt. Unii le spuneau că perioada de lună de miere va trece, dar nu se termina niciodată. Dumitru îi dădea flor la orice ocazie. Iar Iana le aducea acasă, explicând că era foarte îngrijorată de mama ei și că voia să o facă fericită dar orice fericire are un sfârșit. Viața nu poate fi doar o dungă albă. Și dunga albă a Ianei s-a terminat. Așa cum trebuia să se întâmple. Într-o zi s-a întors acasă târziu noapte. În casă era o liniște de mormânt. Iana nu s-a mirat. Se întâmpla destul de des. Părinții ei începuseră să se sature de ședințele nocturne din bucătărie. Serveau micul dejun mai devreme, se odihneau mai mult, se culcau cât mai devreme posibil, dar astăzi Iana avea un presentiment rău. Ea nu putea înțelege motivul apariției lui. Intrând în camera mamei, a găsit-o singură acolo. Unde e tata? Ca de obicei, a întrebat Iana, așezându-se lângă mama pe pat. Tatăl nu se întorsese încă de la serviciu. A răspuns monoton, Nadejda, schimbând un canal după altul. Mamă, ce ai? Ce? Ești cumva tristă. Te-a supărat cineva. Nu, totul e bine. Dacă nu luăm în considerare fiica care în -mi minte. Respirația Ianei s-a accelerat. Despre ce vorbești? A întrebat ea cu grijă. Și tu nu crede că sunt o proastă și nu înțeleg nimic. Crezi că nu știu de ce te întorci mereu atât de târziu acasă. Ne-au lăsat să plecăm târziu de la cursuri. Mă pregătesc pentru examene, mamă. Și tipul pe care l-ai sărutat pe buze se pregătește și el cu tine pentru examene? Sau faceți altceva acolo? Iana a înțeles că nu mai are sens să se ascundă. Doar și-ar expune și mai mult prostia. Da, este prietenul meu, mamă, a recunoscut Iana. Am vrut să vă prezint, dar nu am găsit niciodată o oportunitate. Prieten. A râs femeia. Ea are un prieten. A devenit atât de serioasă și matură. Ochii îi ies din cap. În cameră a intrat tatăl, care tocmai s-a întors acasă de la serviciu. Despre ce discutăm? Despre ce ne certăm? A întrebat Cătălin într-o dispoziție bună. Să-ți spună fiica ta despre viața ei personală. Oh, ce poveste interesantă! a sugerat Nadejda sarcastic. Mamă! A condamnat Iana. Am ieșit doar să mă plimb cu un băiat. Și ce? Ce reprezintă el? Relații intime la 17 ani. E normal. Astfel de întâlniri sunt create doar pentru curve. Oh, și Dumnezeu m-a binecuvântat cu un astfel de înger. Sunt șocată. I-am întâlnit de doi ani. Dumitru este un băiat foarte bun. Îl iubesc. Deci a început mama. Îți amintești ce s-a întâmplat cu Milena? În amintesc. Vrei ca același lucru să-i se întâmple lui Dumitru? Ce ai să-i faci? El nu a făcut nimic greșit. Draga mea, știu să caut și voi găsi. Și dacă nu găsesc, voi inventa. Iana nu a putut să-și stăpânească lacrimile. Era forțată să renunțe la primul ei iubire din viața ei, cea mai sinceră și dorită. Tată! A implorat ea ajutorul tatălui. Nu tăcea, spune că mama nu are dreptate. Spune! Nu pot, a suspinat Cătălin. Bineînțeles că nu poate. Știe că fiica lui e o curvă. Cine ar vrea să o apere pe așa ceva? A zâmbit Nadejda cu milă. Deci, dacă nu încetezi să comunici cu el, îi voi distruge pur și simplu viitorul. Foarte simplu! Pot face ca el să nu treacă examenele. Apropo, te-a preocupat întotdeauna întrebarea cum fac asta. Ei bine, răspunsul e simplu. Conexiuni. Conexiuni și încă o dată conexiuni. Trăiești într-o familie foarte bună, Iana, cu o mamă foarte utilă. Nu pierde asta din cauza prostiei tale. Vei regreta mai târziu. Și spune băiatului tău să nu îndrăznească să se apropie de tine. Iana nu avea nimic de spus. Argumentele s-au terminat. A alergat în camera ei și a plâns toată noaptea în pernă. Apoi a venit dimineața, care însemna sfârșitul tuturor. În cameră a bătut tatăl. Draga mea, îmi pare atât de rău, s-a scuzat el. Mama ta, ea. Ea e un monstru. Atunci de ce nu pleci de la ea? De ce nu poți să mă aperi? Și ce s-ar schimba din asta? Dacă plec, tot vei rămâne cu mama. Ea se va asigura de asta. Și eu voi locui nu știu unde. Ea nici măcar nu îmi va permite să te văd. Și nu voi supraviețui asta. Tată, ea îmi distruge viața. Ea pur și simplu mă distruge și nu-i pasă. Pisicuță, înțeleg. Dar hai să fim supuși măcar până la 18 ani. Nu mai e mult. Bine, tată, voi face asta pentru tine. Dumitru a stat în șoc după cuvintele pe care tocmai le-a auzit. Stai, stop! Poate am auzit greșit. Vrei să facem o pauză? Da, Dumitru, va trebui să facem asta. Nu, nu, ce faci? De ce spui asta? Ei încă îmi mărturiseai dragostea, iar acum. Dumitru, te rog să nu dramatizăm. Am dreptul să știu motivul. Te-am înșelat, a spus Iana cu un nod în gât. A fost imediat sufocată de propriile cuvinte, dar a trebuit să facă asta. Ea trebuia să-i cauzeze lui Dumitru durere pentru ca lui să-i fie mai ușor să o lase. Ai făcut ceva, a cerut Dumitru să repete. Nu mă face să spun asta din nou. Pentru ce? Lacrimi mari se rostogoleau încet pe obraj lui Dumitru. De ce ai făcut asta? Pentru că nu te mai iubesc. La revedere! Iana i-a lăsat mâna și a fugit. Nu voia să vadă suferința tânărului ei pentru că ea i-a cauzat durere. El probabil nu se va mai reveni după această tragedie. Dumitru o iubea pe Iana din toată inima și a știa că o minciună atât de groaznică îi distruge tot ce era viu în el. Curând, Dumitru a blocat-o pe Iana pe toate rețelele sociale. Fata se aștepta la o astfel de reacție. Ce altceva poate face cineva căruia i s-a mărturisit infidelitatea? Da, acum el simte o durere imensă. Dar apoi, cu siguranță, îi va fi mai bine. O va considera o ticăloasă și o fiară, dar mai repede o va lăsa în urmă și își va continua viața. Curând, Iana a trecut toate examenele cu note suficiente bune, astfel încât să poată intra la universitate cu bursă. A ales specializarea geodezie. Întotdeauna a fost atrasă de științele legate de natură și resursele terestre. Așa că s-a potrivit perfect în acest domeniu. Mama ei era extrem de fericită i-a dăruit fiicei un laptop nou și o tabletă pentru a studia bine. Măcar în ceva era de folos, nu doar de daună. La universitate, Iana a reușit să-și găsească adevărați prieteni Mark și Paula. Merg des la diferite evenimente legate de geodezie, se ocupă de studii și chiar au înființat propria lor fundație de caritate pentru iubitorii naturii. Oamenii puteau aduce acolo tot ce putea fi reciclat de la hârtie la baterii și obiecte de len rupte. Ei bine, și tu ai avut îndoiel despre mine, s-a lăudat Nadejda la cină. Aveam îndoiel. Despre ce? A întrebat fiica. Despre metodele mele. Iată unde ai fi acum, dacă nu eu. Și îți voi spune nu ai fi intrat nicăieri și viața ta ar fi fost lipsită de sens. Vrei să spui că tu m-ai ajutat în tot? Da și încă o să te ajutăm eu și tatăl tău, draga mea. Te ascult cu atenție, a spus Iana sarcastic. Eu și tatăl tău suntem gata să-ți cumpărăm un apartament. Unul bun, aproape de centrul orașului. Dar există o condiție, trebuie să te măriți. La Iana ochii s-au rotunjit de surpriză. Să mă mărit? Cu cine? Nu am niciun candidat pentru acest rol. Despre ce vorbiți? Candidatul există, a intervenit tatăl este fiul unei vechi cunoștințe a mea, a adăugat Nadejda. El are un capital excelent. Are deja propriul apartament și mașină și mama lui este gata să vă prezinte unul altuia. El tocmai caută o parteneră. Parteneră? Care să-i gătească și să-i facă curat? El își caută o sclavă. Nu, dar ce spui? Boris este un tânăr foarte respectabil. Doar vrea să-și întemeieze în sfârșit o familie. Are doar 25 de ani. El este cu 3 ani mai în vârstă decât mine. Draga mea, asta este vârstă. Tatăl tău este cu 6 ani mai în vârstă decât mine. Și asta nu mi-a făcut nimic. Totul s-a potrivit bine. Da, chiar foarte bine. De fapt, cu o mică corecție, că voi vă urâți deja de mult timp unul pe altul, dar nu puteți divorța. Da, așa, totul este foarte bine. Bine, a lovit Nadejda cu pumnul în masă. Acest lucru nu se discută. Te vei întâlni cu el. Este o căsătorie foarte profitabilă cu o persoană foarte bună. Astfel de bărbați nu se găsesc la tot pasul. Așteaptă cinci minute în urmă ai spus că îmi vei da un apartament în schimbul căsătoriei și acum cânți cu totul alt cântec. Deci ce vrei? Apartamentul va fi ca o zestre pentru tine, a explicat mama. Zestre, deci? Cum de am uitat că trăim în secolul al x lea Iana a strigat Nadejda de furie, ridicându-se de pe scaun. Gata cu glumele. Am închis ochii la acest comportament când aveai 16 ani, dar acum ești un adult. Nadejda s-a așezat din nou pe scaun și a răsuflat adânc. Trebuia să se liniștească puțin înainte de a spune următorul lucru. Deci, în mod frumos, nu înțelegi, o să-ți explic pe degete. Dacă nu te măriți cu Boris, nu poți conta pe sprijinul meu. Sprijin! Ce sprijin? Și cine îți plătește ție în buzunar, ha! Tatăl! Iana știa că acest răspuns o va scoate din sărite pe mamă. Dar asta și-a dorit. Voia să vadă acea femeie furioasă. Acum era rar să o vadă furioasă. Dar Iana nu făcea asta doar pentru a o enerva. Era obosită de controlul total al mamei. Dar ce să faci? Acest curs era visul ei. Și dacă nimeni nu-l va plăti, nu va putea niciodată să-și împlinească toate visele. Și acest curs era ultimul. Nu se putea opri când a parcurs deja atât de mult. Și dacă pentru asta trebuia să se mărite, Iana era pregătită să facă această gertfă. Au decis să se întâlnească la expoziția Van Gogh H. Bună ziua, doamnă, a sărutat mâna Boris. Aspectul lui, hainele, comportamentul spunea că a fost crescut conform acelorași standarde ca în secolul al XX-lea. Părinții tăi au fost nobili. A făcut haz de necaz Iana. Da, aveți perfectă dreptate, nu a înțeles umorul Boris. Sper că nu te super să contemplăm astăzi aceste tablouri minunate. Desigur, a răspuns Iana sarcastic, realizând că acest om nu înțelege deloc umorul. Și ce stil de comunicare avea el? Povestea, desigur, dar nu pentru lumea modernă. A fost dificil să găsesc cuvintele potrivite pentru a vorbi cu el în aceeași limbă. Citești descărți, Iana? L-a întrebat el când se uitau la o altă pictură. Nu prea. Mă atrage mai mult lupta împotriva dezastrelor naturale. Pe tine te atrage sfârșitul lumii. Nu, era confuz Boris, nici pe mine și încă 200 de oameni de la facultatea mea, așa că suntem foarte asemănători. Îmi place umorul tău, Iana, a remarcat Boris. Neobișnuit și ascuțit. Exact ce trebuie. Ce trebuie. Mă angajez la tine. Boris a râs nervos. Și dacă se crea impresia că Iana nu înțelegea deloc ce face, această impresie era greșită. Iana conștientiza clar consecințele acțiunilor sale. Mai mult decât atât, acesta era scopul ei. Dacă mama își dorește ca fiica ei să se mărite, bine, dar cu cine? Pentru că toți bărbații se vor ferde ea ca de apă clocotită. De aceea ea îl ironiza atât de aspru pe Boris. Cu toate acestea, planul ei a eșuat. Cu aceste glume, ea a captat și mai mult atenția lui. Acum el o vizita aproape în fiecare zi. Îi dădea Florianei și cadouri foarte scumpe, precum bijuterii din aur și ultimele modele de telefoane. Draga mea, nu ești fericită! a întrebat-o mama ei când Iana examina ultimele bijuterii de la admiratorul ei. De ce aș fi fericită, mamă? Boris încearcă pur și simplu să cumpere dragostea mea. Asta e rău. Arată că poate să te întrețină. Nu vreau să mă căsătoresc cu el, mamă. Chiar dacă ar fi cât de bun, eu nu simt nimic pentru el. Oh, și cum se căsătoreau fetele înainte. Prin nu vreau. Acum te îndoiești, și apoi te obișnuiești, te îndrăgostești. Totul se va rezolva. Ascultă-ți, mama. Mama ta te-a căsătorit forțat și pe tine. Iana, ce forțat! Nimeni nu te trage de păr la oficiul de stare civilă. Asta e decizia ta. Ascultă, dragă, asta e o șansă atât de mare. Înțeleg. Iana nu înțelegea nimic. Dar ea știa un lucru. Mama nu o va lăsa în pace. La un moment dat, Iana va trebui să cedeze și să se căsătorească. În toți acești ani, speranța a influențat atât de mult psihicul ei, încât acum cuvintele ei nu mai păreau atât de absurde. După o lună, Boris i-a făcut o propunere Ianei. Desigur, toți așteptau asta cu plăcere. S-a întâmplat atât de neașteptat într-un restaurant, unde au decis să sărbătorească un alt examen dat de Iana. Boris s-a așezat în genunchi și a făcut totul în cel mai frumos mod. Iana ar fi vrut să refuze, dar presiunea din jur a fost atât de mare încât a trebuit să scoată un zâmbet forțat, și unda abia a auzit. Cum adică, nunta este peste o lună? a strigat Iana înspăimântată când a auzit asta de la mama ei. Da, așa că pregătește-te! Vom cumpăra Rochia pentru tine, zâmbit tatăl. Boris a preluat întreaga organizare. Mâine mergi să probezi Rochia. Mâine am un eveniment de caritate. Hai mai târziu. Voi spune când pot. Iana se simțea ca o păpușă mecanică, vândută la un preț excelent. Vândută unui nou stăpân bun, cu afaceri și capital. Exact ce trebuie, și, mai presus de toate, profitabil. Iana înțelegea că este pur și simplu folosită în scopurile lor, dar nu putea să se opună. De ce ești așa gânditoare? A întrebat Paula. Vrei să fii înlocuită? Ești obosită? Stăteau la teșvia cu numele fundației lor și împărțeau priantele lor. Nu, scuze, a răspuns Iana. Doar că nunta se apropie și... Și atunci Iana aproape că a leșinat când l-a văzut în fața ei pe cineva care dispăruse din viața ei cu mulți ani în urmă. El, de asemenea, a fost șocat. Salut! Sunteți interesați de organizația noastră. S-a prezentat Paula și a început să-l abordeze pe Dumitru ca pe orice alt vizitator. Poți să mă înlocuiești, Paula? A cerut Iana prietenei ei, fără să-și dea ochii de la Dumitru. Trebuie să plec, da, desigur, s-a mirat Paula și s-a concentrat pe alte persoane. Iana s-a îndepărtat puțin în dreapta și s-a oprit lângă un copac. Ce naiba! A respirat, i-a ușurat când Dumitru s-a apropiat de ea. De ce te miri? Trăim în același oraș. Băiatul era deja obișnuit cu surpriza. Iana nu știa ce să spună. Ultima oară când s-au văzut a fost în ziua fatală când i-a spus că l-a înșelat. Ei bine, cum îți merge? A întrebat Dumitru. Da, învăț. Termin al patrulea an. Absolvim curând. Eu sunt și eu în ultimul an. Nu știam că îți pasă atât de mult de ecologia noastră. Nu știam multe lucruri despre tine. Ascultă, Dumitru, haide să clarificăm de la început, ca să nu avem neînțelegeri. În ziua aia ți am mințit. Despre ce ai mințit? Despre faptul că te-am înșelat? Dumitru a fost șocat. Adică cum? Mama m-a forțat să întrerup orice fel de comunicare cu tine. Nu am putut să rezist. Nici acum nu pot. Ca să nu sufere atât de mult, a trebuit să mint. Ca să mă uiți mai repede. Chiar crezi că m-a ajutat asta? S-a înfuriat el. Crezi că te-am lăsat imediat? Doamne! Da, tot timpul m-am considerat vinovat. Mă gândeam de ce ai făcut asta. Mă întrebam în toate felurile. Poate că nu-ți-am acordat suficientă atenție cum-ți-ai fi dorit, sau poate că nu-ți-am dat ceva ce ar fi trebuit să-ți dau. Iana, iubita mea, ce ai făcut? Am vrut doar să te salvez, Dim. Am nevoie de tine ca de aer. Până acum a recunoscut băiatul. Iana l-a privit întrebător. Eu. Eu sunt încă singur. Știi de ce? Pentru că nu te pot scoate din cap. Au trecut patru ani, iar tu vii la mine în vise în fiecare zi. Spune-mi de ce m-ai condamnat la asemenea suferință. Am vrut să trăiești o viață normală, să lași trecutul în urmă, dar am făcut doar mai rău. Paula a început să-i facă semne Ianei. Gata cu pauza, sunt prea mulți oameni. Bine, Dumitru, trebuie să plec. Iana s-a pregătit să plece, dar băiatul a atins-o pe umăr, iar un fior i-a trecut prin corp. Un fior plăcut, care renaște speranța. Pot să-ți scriu diseară. Trebuie să discutăm despre asta, a cerut Dumitru. Ce să discutăm? Că încă mai ai sentimente pentru mine? Și asta. Te rog. Vreau să mă asculți. Bine, Dumitru, bine. În seara aceleiași zile, Iana a primit un mesaj pe telefon de la un contact necunoscut. Era evident că era Dumitru. El i-a trimis un mesaj imens despre cât de mult o iubește, despre cum nu a putut să o uite și nu o va uita niciodată. Iana a citit asta în lacrimi, iar când a terminat, nu a răspuns nimic. Ce putea să răspundă o fată care se va căsători peste o lună? Să-i scrie persoane iubite, care încă mai are sentimente pentru ea, că totul s-a terminat. Asta le va frânge inima amândurora din nou. Îți voi răspunde mâine, a scris Iana și a închis telefonul. Trebuia să se gândească. A cântărit toate argumentele pro și contra, a înțeles că încă îl iubește pe Dumitru, dar. Dar cum rămâne cu Boris? El a investit deja atât de mulți bani în nunta lor. În fața ei se afla o dilemă filozofică: dragoste sau bani. Sau poate că poate alege totul deodată. Iana, ce s-a întâmplat cu tine? A întrebat-o mama ei la micul dejun. S-a întâmplat ceva? E ceva în neregulă cu Boris. Nu, doar. Iana se gândea cum să-i spună. Mamă, nu mă voi căsători cu el. De ce nu? S-a încruntat Nadejda. Te-a jignit, te-a insultat, cadouri, spune, ți-a făcut cadouri. Nu e vorba de asta. Deloc. E doar că iubesc pe altcineva. Atunci tatăl ei s-a înnecat și s-a uitat întrebător la fiica lui. Privirea lui țipa: Fiică, ce faci? Iana, am discutat asta și. Nu mi pasă. A strigat brusc fata s-a ridicat de la masă și s-a uitat amenințător la mama ei. Mai săturat. Toată viața mai comandat. Toată viața. Din cauza ta mi-am pierdut prietena și dragostea vieții mele. Iar la universitate mi-ai găsit prieteni grozavin Paula și Mark, care sunt cei mai mari tocilari de pe planeta asta. Nadejda s-a ridicat și a vrut să spună ceva, dar Iana a amenințat-o cu degetul. Nu îndrăzni să-mi spui nimic! Nu știi nimic și nu înțelegi. Am suportat atitudinea ta pentru că pur și simplu nu am unde să mă duc. Dar de acum înainte, mai bine stau pe o grămadă de gunoi decât cu tine. Iana a ieșit pe hol, a luat pașaportul din comodă și a plecat, trântind ușa cu putere. Nu conta unde va merge. Voia doar să fugă cât mai departe de locul unde fusese maltratată moral mai bine de 20 de ani, dar fiecare are o limită a răbdării. Iar Nadejda o epuizase. Iana nu se va mai întoarce niciodată aici. Mergea de-a lungul șoselei, în lacrimi, a scos telefonul din buzunar și l-a sunat pe Dumitru. El a răspuns imediat. Unde ești? A întrebat el când a auzit-o plângând. Te rog, ia-mă de aici, Iana a plâns și a dat locația ei. Vin imediat, a spus Dumitru serios. Băiatul a venit cu un BMW nou, ceea ce a surprins-o foarte mult pe Iana. Pe drum, el i-a povestit că s-a mutat de la părinți în urmă cu doi ani, într-un apartament cadou de la ei. Era cu două camere, foarte aproape de centrul Moscovei. Dar din ce trăiești? L-a bombardat Iana cu întrebări. Tu înveți, nu? învăț să intru în domeniu. Aici poți găsi un loc de muncă bine plătit încă din primul an. Nu atât de mult încât să-ți permiți un pentouse, dar e suficient pentru a trăi. Iar acum nu mai sunt de mult student în primul an, așa că e chiar foarte bine. Tu ai cumpărat mașina asta. Da, acum un an. Dar pe cel precedent i l-am dăruit tatălui meu. A fost atât de fericit de a-i fi văzut fața lui. Dumitru a tăcut de parcă ar fi digerat acel moment. Mi-ar fi plăcut atât de mult să împart toate aceste momente cu tine. Iana i-a atins mâna care era așezată pe fotoliu. Acum sunt cu tine, a spus ea cu bâlândețe. Nadejda a sunat-o pe fica ei de peste o sută de ori, i-a trimis mesaje lacrimogene, în unul dintre ele spunând printre suspine, Boris nu mai vrea să te vadă. I-ai frânt inima draga mea, vine acasă. Iana, pe de altă parte, își trăia liniștită viața în apartamentul lui Dumitru. Nu se priva de nimic. Mergea cu el la restaurante, se distra din plin. Odată, chiar au închiriat o sală întreagă la cinema pentru a viziona singuri un film nou. Viața era ca un bazm. Și Iana credea că așa va fi mereu, că chinurile ei s-au terminat. Dar se înșela amarnic pentru că uitase că mama ei nu renunță niciodată și nu se lasă. Nadejda a reușit să angajeze un detectiv particular care să-i urmărească fiica de dimineața până seara. Nu era un moft ieftin, dar Nadejda era dispusă să sacrifice toți banii din lume pentru o astfel de cauză. Detectivul îi raporta totul. La ce oră a ieșit Iana din casă, cu cine, unde s-a dus, când s-a întors? Erau paparați personali a Ianei, care nici măcar nu bănuia asta. Nadejda spera să găsească dovezi compromițătoare împotriva viitorului soț al fiicei sale. Așa că detectivul îl urmărea și pe el. Chiar mai atent decât pe Iana. Ei bine, cum e? Sunt vești. Întreba Nadejda în fiecare zi. Și primea mereu același răspuns. Astăzi nu s-a întâmplat nimic special. La fel ca ieri, ca acum o săptămână, ca acum o lună. Au trecut deja mai bine de trei luni de când Iana a fugit de acasă. Deși a fugit, e ciudat spus, totuși nu mai avea de mult 16 ani ca să se rușineze de asta. La ora 1 după amiaza, Nadejda a primit un apel. Strada Șeremet, numărul 120. Veniți repede, a spus detectivul și a închis. Nu a fost niciodată prea politicos. Nici salut, nici la revedere! Informații seci, dar ce informații? Nadejda a plecat imediat la adresa indicată. S-a trezit într-o curte cu o mică grădină și o fântână arteziană. Acolo se ascundea detectivul, care se uita pe ferestrele restaurantului. Nadejda s-a apropiat de el și l-a atins ușor pe umăr. El nu a reacționat în niciun fel, doar a arătat cu degetul spre fereastra respectivă. Văzând acea imagine, Nadejda și-a frecat mâinile de bucurie. La masă stătea iubitul fiicei sale cu o brunetă simpatică. Vorbeau drăguți și beau cafea. Nadejda a vrut să întrerupă toată distracția asta în aceeași clipă, dar detectivul a oprit-o. Nu trebuia să se amestece în acest proces, trebuia să afle cât mai multe. Și Nadejda a fost de acord cu el au mai stat la pândă vreo 20 de minute, iar apoi a început partea cea mai interesantă. Dumitru s-a ridicat de pe scaun și a ajutat-o pe fată să-și pună trenciul. Au ieșit din cafenea și s-a întâmplat ceva de neimaginat. Ea l-a sărutat pe obraz, iar el a zâmbit jenat. Atunci Nadejda a vrut din nou să intervină, dar detectivul a oprit-o și de data asta. Ce vrei să le reproșezi? A șoptit el iritat. Trebuie să aflăm mai multe, cine este și măcar numele ei, pentru început. Nadejda s-a înfuriat foarte tare, dar detectivul avea dreptate. Dumitru nici măcar nu știe cine este. Ar fi arătat ca o intimidare, s-ar implica poliția, iar ea nu avea nevoie de asta. În seara aceleiași zile, detectivul a sunat-o pe Nadejda. Am aflat tot, a spus el. Bine, vă ascult, Eugen, s-a încordat Nadejda. Probabil că o să vă supărați, dar s-a dovedit că este doar verișoara lui. Au o relație foarte apropiată, dar nu e nimic romantic între ei. Nu vă faceți griji, am verificat totul de o sută de ori. Ea a venit din provincie, iar el o ajută să se pună pe picioare. Acum îi închiriază un apartament și o ajută cu studiile și cu munca. Nimic ciudat sau compromițător în asta. Nadejda a înjurat și a aruncat cu furie telefonul. Nu se putea obișnui cu gândul că fica ei se întâlnește cu un idiot atât de necioplit. Adesea își făcea concluzii pripite despre oameni, fără să-i cunoască măcar cum trebuie. Aceasta era esența ei. Dar, în ciuda acestui primeșec, Nadejda nu a renunțat la încercările de a găsi ceva împotriva lui Dumitru. După încă o săptămână de supraveghere, au apărut primele rezultate. Detectivul l-a urmărit mult timp pe Dumitru, care mergea mereu la apartamentul verișoarei sale. În curând, a observat că verișoara sa nu mai era văzută atât de des. Cu toate acestea, el continua să viziteze destul de des apartamentul pe care îl închiriase verișoara sa, ceea ce l-a făcut pe detectiv să se îngrijoreze. Eugen a decis să mituiască vecina pentru a obține măcar niște informații. Da, aceasta este Marina, noua mea vecină, povestea ea. Încă nu se orientează bine în acest apartament și nici nu știe să gătească singură. Fratele ei o ajuta. Dumitru este un tânăr foarte bun, venea mereu în ajutorul ei în orice împrejurare. De ce spuneți la timpul trecut s-a întâmplat ceva? A întrebat detectivul, notând toate informațiile în notițele de pe telefon. Ei bine, Marina s-a mutat, se pare, nici măcar nu și-a luat rămas bun de la mine. Nu știu de ce, dar nu mai locuiește aici. Acum locuiește aici o altă persoană. Aproape de aceeași vârstă, nu știu numele. Sigur nu ascundeți nimic. Oh, ce să ascund! Dacă ar fi fost vreun beneficiu. Dar așa. Nu mă deranjează să bârfesc, mai ales pentru o sumă atât de mare. Femeia a zâmbit. Nadejda stătea cu Eugen la biroul lui. Discutau despre această situație și încercau să înțeleagă ce se întâmplă. Dar de ce vine în continuare la acest apartament dacă Marina nu mai locuiește acolo? Se gândea Nadejda. În ce, încă o soră? A ironizat ea. Cred că asta e ceea ce căutăm. Avem deja un indiciu, mai trebuie doar să aflăm puțin mai multe. Dar cum o să facem asta? La această întrebare, detectivul a zâmbit și a scos o foaie albă. Nadejda a smuls aproape foaia din mâinile lui și a citit. Fotostudio amora. S-a uitat la Eugen cu o întrebare. Acesta a continuând să zâmbiască, a luat foaia înapoi și a explicat. Studiul se află chiar vis, vis de apartamentul Marinei. Ferestrele apartamentului dau spre ferestrele studiului. Și cum ne va ajuta studiul? A continuat să întrebe neîntrezătoare Nadejda. Ei bine, Nadejda, gândește-te singură, cine trage perdelele la etajul 15. Nu cred că mulți. Corect. Și cum obținem dovenile compromisătoare care ne interesează? Din dormitor, a început să ghicească la ce se referă Eugen Nadejda. Și din nou ai dreptate. Dacă Dumitru ascunde ceva, vom descoperi totul mâine. Vii cu mine! Sigur, a zâmbit Nadejda. Desigur. Seara, Cătălin a venit în bucătărie posomorât. Astăzi era ziua lui liberă, așa că a stat aproape toată ziua pe canapea. Încerci din nou să o aduci pe Iana înapoi. A întrebat-o posomorât pe soția lui. Nadejda s-a încruntat, nu-i plăcea că soțul ei era mereu împotriva ei. Dar ce putea face, o iubea teribil pe fica ei, la fel ca și ea însă și numai că amândoi își manifestau această dragoste în moduri diferite. Eu fac măcar ceva, nu doar trăiesc din zi în zi cu nadejda, sperând că într-o zi va veni să ne vadă înainte de a muri. Eugen a avertizat că va suna de îndată ce va afla că Dumitru se îndreaptă spre acel apartament. Nadejda a așteptat telefonul toată ziua. Cu toate acestea, telefonul a sunat abia la ora șapte seara. Nadejda se înmuiase atunci în baie și încerca să se relaxeze vine deja spre apartament, veniți, a spus Eugen. Nadejda a sărit din cadă și, fără să-și usuce bine părul, a ieșit din casă ca arsă. Se temea să nu piardă nici măcar o secundă din acest eveniment. Studiul s-a dovedit a fi la 40 de minute de mers cu mașina. Nadejda examina casele mari, într-una dintre ele locuind fiica ei. Invidia, desigur, era prezentă, dar ea încerca să alunge aceste gânduri. Acum, principalul ei scop era să-l demascheze pe Dumitru. A intrat într-un studio foarte bine luminat. Aici se organizau cu adevărat ședințe foto, deoarece totul era amenajat în stil modern. Pereți albi, tablouri, măsuțe de marmură și multe, multe flori. Erau peste tot. Eugen stătea deja la fereastră cu o cameră de vedere la distanță configurată. Se uita la ecran și aștepta ceva. Nadejda s-a apropiat de el. Ei bine, ce se știe deja? A întrebat ea. Nimic deocamdată. Nu e nimeni în dormitor. Dar acum 10 minute a venit deja în apartament. De aici nu se văd alte camere. Din păcate, doar dormitorul. Celelalte ferestre dau spre curte. Nu putem ajunge acolo. Va trebui să așteptăm minutele au trecut în ore. Nadejda nu mai știa cu ce să se ocupe. Se plimba prin studio înainte și înapoi, încercând să nu nebunească. Probabil că nu va ieși nimic, i-a spus ea lui Eugen, care și el, de neputință, stătea deja pe canapea și se uita din când în când la cameră. Nadejda, nu vorbi așa, a liniștit-o Eugen. Sunteți singura femeie din practica mea care merge atât de curajos înainte. Nu vă temeți de dificultăți. Nu distrugeți această imagine măcar de dragul meu. Știți, Eugen s-a oprit, apoi a alergat la cameră. A văzut ceva. Nadejda s-a repezit imediat să vadă ce și cum. Da, asta e senzațional! A strigat Eugen, făcând clic deja pentru a treia oară. Doamne, doamne! Nadejda nu a putut scoate niciun cuvânt să spui că a fost șocată, nu e de ajuns. Dumitru stătea pe pat, iar în poala lui se așezase o tânără parțial dezbrăcată. Din fericire, Dumitru era îmbrăcat, dar asta nu va dura mult. Ea îi examină atent fața fetei și rămase uluită de ce văzu. Ar fi fost mai bine să vadă în acea ipostază propria fiică decât acea persoană. Era vorba despre Milena, aceeași fată pe care Nadejda reușise cu eforturi să o dea afară din școala de muzică. Cum de era posibil? Am făcut suficiente cadre, putem termina, spuse Eugen și început să strângă trepiedul cu camera. Nu, nu, îl opri da, trebuie să filmăm ce se va întâmpla mai departe. Nu am chef să filmez acest proces. Eu sunt detectiv, nu operator de astfel de videoclipuri minunate. Nadejda continua să privească pe fereastră fără camera. Simțea simultan mai multe sentimente furie, disperare și frică. Se aștepta să vadă orice, dar asta. Era prea mult. Cu toate acestea, inima de mamă i-a spus imediat că ceva nu era în regulă. A doua zi deja sunase fiicei sale și o rugase să se întâlnească. Nu vreau să te văd, răspunse Iana la telefon. E vorba despre dumitru. Te rog, întâlnește-mă. Nu te obligă la nimic. O tăcere, și apoi un oftat. Bine, acceptă în cele din urmă Iana. Astăzi la cafeneaua din apropierea casei tale la ora 3 după amiază. E în regulă. Desigur, draga mea, răspunse Tandru Nadejda. Femeia aștepta fiica la masă de jumătate de oră deja. Pierduse orice speranță că Iana va veni. Probabil, fiica pur și simplu a decis să se joace cu ea. De ce nu? Merita asta. Cu toate acestea, toate îngrijorările mamei s-au dovedit a fi în zadar. Iana a venit în cele din urmă la cafenea și s-a așezat la masă lângă ea. Să nu ne lungim, să trecem direct la subiect, a cerut Iana. Sunt multe de făcut. Ce fel de treburi? În curând plec pentru o săptămână în Dalnegor. Am fost invitată acolo să lucrez. Dacă totul merge bine, mi se va oferi un loc de muncă mai aproape de casa mea. Poate că voi găsi ceva în acel oraș. Sunt atât de fericită pentru tine, draga mea, spuse Nadejda sincer. Nici măcar nu mai voia să o întristeze cu astfel de evenimente oribile. Dar planul rămânea plan. Trebuia să-și recâștige fica cu orice preț. Mulțumesc, răspunse Iana fără interes, luând o înghițitură din cafea. Atunci, de ce mai ai chemat aici? Voiai să mă vezi? Desigur. Și nu numai, draga mea. Am niște vești proaste pentru tine. Iana s-a tensionat vizibil. Ele se referă la Dumitru. Înainte să-ți spun, promite-mi că nu mă vei opri imediat. Lasă-mă să spun și să arăt totul. Abia apoi protestează, adăugând da. Iana a dat din cap tensionată. Dumitru îți înșală încrederea. Și nu a fost o singură dată. Iana era deja gata să se revolte, dar Nadejda a scos telefonul unde se aflau acele fotografii. I le-a arătat fiicei sale. Le-am făcut ieri, explică Nadejda. Noi? întrebă Iana, examinând atent fiecare fotografie. Lacrimile ei se adunau în ochi. Eu. Eu am angajat un detectiv să vă supravegheze. Da, nu mă mândresc cu asta, dar a dat roade să vă supravegheze. Plângea Iana. Crezi că o să cred asta cu adevărat? Nu, nu cred. De aceea detectivul a mai făcut câteva fotografii. Nadejda i-a arătat Ianei fotografiile în care Dumitru îmbrățișa pe Milena. După privirea fiicei era clar. Ea credea. În sfârșit, ea credea. Nu, nu, repeta Iana plângând. Nu pot. El nu putea, nu putea. El m-a iubit atât de mult în toți cei patru ani în care am fost despărțiți. El mă iubește. Draga mea, ce s-a întâmplat, s-a întâmplat! Eu îți arăt adevărul curat. Crezi că acum o să mă ierți? Crezi că ai devenit un îngerpăzitor pentru mine? Da, tu m-ai ținut captivă toți acești ani. Și când, în sfârșit, am reușit să scap, tu nu mai oprit. Ai decis să dezgrop totul. Ai distrus viața mea. Și te mândrești cu asta. Eu ți-am deschis ochii se revolta nadejda. Fără mine, ai fi trăit mereu în iluzie. Acest bou te-a înșelat. Nu aveai dreptul să te amesteci în viața mea personală. Indiferent cât de irritant ar fi fost pentru tine, Dumitru, nu trebuia să conduci această anchetă idiotă. Este o infracțiune. Noroc că nu meriți deloc să fiu dusă în instanță din cauza ta. Ești un șobolan jalnic care se teme și de umbra lui. Și încă îți este frică să rămâi singură. De aceea voiai să mă aduci înapoi. Tatăl de mult timp nu-și mai aruncă privirea asupra ta, și asta e clar. Ai distrus viața fiicei lui. La locul lui aș fi fugit de la o asemenea vipera ca tine. Nu meriți iertare! Chiar dacă mi ai aduce compromiteri despre oricine din anturajul meu, nu ți-ai curăța astfel numele. Nu poți construi fericire pe nenorocirea altora. Așa e. Am făcut asta pentru tine, a spus Nadejda înspăimântată, neștiind ce să răspundă la un discurs atât de puternic și în același timp atât de jignitor din viața ei. Pentru mine, mamă, nu ai făcut niciodată nimic. Până în ziua de azi am fost doar o jucărie a ta. Nu am ce să fac la bătrânețe. Ei bine, vreau să te felicit. Poți să să-ți cauți noi distracții. Pentru că eu plec. Și dacă acum 10 minute îmi planificam să rămân acolo o săptămână, acum voi rămâne acolo toată viața. La revedere, mamă! Iana s-a ridicat abrupt și a ieșit din cafenea, lăsându-le pe nadejda șocată să stea și să se gândească la tot ce tocmai i-a spus Iana. Însă și ea a sărit în apartament, unde Dumitru, neînțelegător, a început să o întrebe ce s-a întâmplat, văzându-i starea nervoasă. Iana a ignorat toate cuvintele lui, continuând să-și strângă lucrurile. Cu un nod în gât, Iana a ignorat toate cuvintele lui, continuând să-și strângă lucrurile. După 10 minute, ea și-a împachetat deja toate lucrurile esențiale în valiză și a început să o tragă spre ieșire. Iana, unde te duci? Nu a rezistat Dumitru când liftul a fost deja chemat pentru fata. Te urăsc! Sper că te lovește o mașină, creatură! A șoptit Iana printre dinți. Ea nu se aștepta să spună asta atât de dur, dar altfel ar fi izbucnit în lacrimi, iar asta nu ar fi putut fi permis. Dumitru nu trebuia să vadă cât de rău era. El se prefăcea atât de bine că totul e în regulă, încât chiar și acum Iana avea îndoiel dacă mama ei nu o înșela dar apoi și-a amintit de acele fotografii, iar furia a umplut din nou întreaga ei ființă. Nadejda a căutat săptămâni întregi pe Iana. Chiar s-a adresat poliției, dar a fost respinsă cu brutalitate, spunându-i că nu este treaba lor. Doamnă, ce vreți de la mine? Să fac o declarație că o femeie adultă a dispărut și că a decis singură să zboare în extremul orient. A râs șeful de schimb de la poliție. Dar ea este fiica mea. Și asta nu schimbă nimic. Nu sunt trei ani, nu-i așa. Deci, are dreptul să decide unde să meargă și ce să facă. Dacă s-a supărat pe tine și ți-a blocat numărul, îți recomand să apelezi la un psiholog, nu la poliție. Dar nu înțelegeți. Mă îngrijorez pentru ea. I s-ar fi putut întâmpla orice. Plângea da. Înțeleg totul, dar nu pot ajuta cu nimic. Atunci Nadejda a decis să se adreseze acelui aș detectiv care o ajuta în această afacere. Oh, dar ce poveste aveți, Nadejda? Zâmbea Eugen. M-am săturat deja. Iată, părea că am făcut totul, dar nu, nu am făcut. Bine, spuneți-mi ce trebuie și de ce. Ajutați-mă, vă rog. Poliția nu se ocupă de asta. Mă îngrijorez atât de mult pentru fiica mea ea ar fi putut să aibă necazuri. Te rog! Găsește coordonatele. Trebuie să știu exact unde locuiește. Măcar să o văd și va fi. O vom face cu ușurință. Sunteți sigură că ea vă vrea să o vedeți? Bineînțeles, nu. A spus Nadejda dezamăgită. La ultima noastră întâlnire, mi-a spus adevărul în față. A spus că a suferit din cauza educației mele. Și toată viața ei a fost nefericită din cauza mea. Eu doar o iubeam. Chiar dacă acum înțeleg că poate nu am avut întotdeauna dreptate. Metodele mele au fost uneori prea dure. Stai puțin, l-a întrerupt detectivul. Nu sunt psiholog. Nu pot să vă ajut în asta dar promiteți că odată ce vă întâlniți, amândouă veți merge la un psiholog de familie. Altfel, asta nu va duce la nimic bun. Trei zile de căutări și în sfârșit a venit rezultatul. Nu a fost dificil, deoarece Nadejda a dat deja un indiciu. Ea știa în ce oraș locuiește Iana. Trebuia doar să găsească adresa exactă. Și Eugen a făcut față cu asta. Strada Inginerului, 12 scara a doua, etajul 5. Închiriază un apartament de la o anumită drăgălin Lara. 52 de ani, a raportat Eugen. Nadejda a început imediat să-și strângă lucrurile. În timp ce căuta documente prin toată casa, soțul ei s-a apropiat de ea. Unde te duci? L-a întrebat el. La Iana, în extremul orient. Unde? A fost surprins Cătălin și-a mai interesat de ceva, dar acum chiar el a fost uimit. În Dalnegor. Ea pare să te fi blocat peste tot. De unde ai aflat adresa? De acolo de unde am luat întotdeauna informația. De la detectiv. Ești sigură că ea va fi încântată să te vadă? Cătălin a suspinat Nadejda, înțeleg că de mult nu ne mai iubim unul pe celălalt. Și această căsnicie este necesară doar pentru ca noi să continuăm să existăm în confort. Noi nu mai avem 30 de ani și nici măcar 40. Noi nu putem pur și simplu să divorțăm așa cum voia Iana. Te rog, nu mă face monstru. Eu doar am vrut să o protejez, dar s-a întâmplat că am făcut doar mai rău. Înțeleg că sunt vinovată de toate. Vreau să repar asta. Cătălin, fără cuvinte inutile și reproșuri, doar s-a apropiat și a îmbrățișat-o pe soția lui. Și a fost cel mai bun gest pe care l-a făcut în ultimii câțiva ani. El o strângea strâns în brațe și plângea. Ei, tu plângi. Nadejda s-a întristat. Te rog, nu trebuie. Voi face tot posibilul să îmi repar relația cu fiica și cu tine. Știu că va fi o muncă foarte grea, dar sunt pregătită vreau să mă schimb. Draga mea, plâng pentru că sunt fericit, nu pentru că sunt supărat pe tine. Mai degrabă, sunt lacrimi de bucurie. În sfârșit ai înțeles totul. Sunt foarte fericit pentru asta. Mulțumesc, Cătălin, a zâmbit Nadejda și l-a sărutat pe soț în obraz. Sună-mă când ajungi acolo, i-a strigat Cătălin când i-a deja urcat în lift. Sună-mă când ajungi acolo, i-a strigat Cătălin când i-a deja urcat în lift. Să călătorești cu trenul până la Dalnegor a durat două zile și jumătate. În ultimul moment, toate locurile ieftine fuseseră deja ocupate, așa că Nadejda a fost nevoită să ia cel mai scump cupe. În acest cupe ar fi trebuit să călătorească încă un pasager, dar se pare că el întârzia foarte mult. Trenul trebuia să plece peste câteva minute. Nadejda era deja bucuroasă că va călători singură, își împărțise lucrurile, scosese mâncarea și aștepta plecarea. Îi plăcea să privească peisajul schimbându-se rapid. Câmpiile erau înlocuite de case de lemn, casele erau înlocuite de păduri, râuri, fabrici, blocuri de locuințe. Și totul putea fi văzut în liniște, stând în același loc. Nadejda credea că era minunat. În cele din urmă, trenul a pornit și a început să câștige încet viteză. Brusc, Nadejda a observat un băiat care a alergat după tren, încercând să sară într-un vagon și a reușit. Ce faci acolo? L-a certat conductorul. Știi că este periculos. Ai măcar un bilet, sper. Scuzați, vă rog, scuzați, a cerut tânărul milă. Era foarte important să apuc. Vă rog, în ce cupe sunteți? 97, așa scrie pe bilet. Când Nadejda a auzit această conversație ridicată, deschizând ușor cupeul ei, s-a enervat foarte tare. Pentru că acel număr era cupeul ei. Cu toate acestea, pasagerul întârziat a decis să se urce în tren oricum. Nu a avut altă opțiune decât să accepte situația și să se strângă un pic. Bună ziua, s-a salutat băiatul intrând în cupe. Nadejda a răspuns cu aceeași politețe, continuând să privească pe fereastră. Tânărul a început să-și împartă lucrurile. Rucsacul său mare de călătorie l-a pus pe raftul de bagaje și el însuși și-a ocupat locul său de jos. Dar când Nadejda s-a întors și s-au întâlnit privirile, inima i s-a oprit. Dumitru! a strigat ea și imediat și-a acoperit gura cu mâna, ca și cum ar fi spus un cuvânt interzis. Da, a fost surprins băiatul. S-a uitat la femeie, dar pe fața lui nu era atât de multă surpriză ca în privirea nadejdei. Mai degrabă, el încerca să-și amintească unde și când a văzut acea femeie care stătea în fața lui. El a început să studieze trăsăturile și în memoria lui au început să apară imagini din trecutul îndepărtat. Tu? Tu ești acea femeie, a gândit el în gând, care mereu o însoțea pe Iana acasă. Tu? Tu ești mama ei. Nadejda a dat din cap afirmativ. Pur și simplu nu putea găsi cuvintele potrivite pentru a reacționa la situația în care se afla. Ce întâlnire! a zâmbit Dumitru. El, evident, nu înțelegea gravitatea întregii situații. Și cum ar fi putut să înțeleagă? Ultima dată când a văzut această femeie a fost acum câțiva ani. Și nici măcar nu bănuia că ea știe despre infidelitate. Da, răspunse Nadejda. Asta nu te deranjează deloc. Ei bine, ce m-ar putea deranja? Ai avut o ceartă cu Iana și ați avut o ceartă. Nu m-ai implicat în disputa voastră și nici nu am fost interesată. Deci hai să rămânem la același nivel. La același nivel. Continuă să se revolte Nadejda. Nimic nu te deranjează, idiotule. Te rog fără insulte. Și ce crezi că ar trebui să mă deranjeze? Ai înșelat-o pe fica mea și asta nu te preocupă deloc. Unde te duci, ființă mizerabilă? La ea. Ea nu te va ierta, ticălosule. Ce vorbești, nu înțeleg deloc. Da, merg la Iana pentru că nu înțeleg nimic. Dacă știi ceva, te rog să nu împărtășești, te rog. Nu o să-ți spun despre ceea ce ai făcut tu însuți. Tu știi foarte bine totul, aruncă Nadejda și începu să cheme conductorul. Te rog să ne schimbi locurile. Cum adică? Se miră conductorul. Pot să mă muți în alt vagon. Pot să schimb locul cu cineva. Nu, nu poți, aceste locuri sunt rezervate pentru voi. Ne este interzis să schimbăm dispoziția pasagerilor la întâmplare. Te rog, imploră Nadejda. O să plătesc cât ți se cuvine pentru acest serviciu. Nadejda începuse deja să-și scoată portofelul, dar conductorul strigă. Cum îți permiți? Aici sunt camere peste tot. După câteva minute de insistențe, Nadejda a acceptat în cele din urmă că va călători împreună cu fostul prieten al fiicei sale. Nu au vorbit deloc în acea zi și s-au culcat noaptea în aceeași tăcere apăsătoare. Nadejda privea tavanul și încerca să adormă sub bătaia ritmică a roților, până când a auzit șoapte de pe patul de sus. Eu nu am fost infidel, șopti dumitru în timpul nopții. Îți spun sincer că nu am fost infidel. Am fotografi ca dovadă, îi răspunse imediat Nadejda. Și dintr-o dată s-a auzit un foșnet. Nadejda s-a întors pe cealaltă parte ca să vadă ce se întâmplă de cealaltă parte. Dumitru stătea pe canapeaua lui și se uita direct la ea. Cred că am înțeles despre ce vorbiți, a spus el. Nadejda a fost nevoită și ea să se așeze, deoarece se simțea foarte inconfortabil stând întinsă în fața unui om care stătea și se uita fix la ea. Eu nu am înțeles greșit, a râs Nadejda. Nu, dragă, dumneavoastră ați înțeles greșit. I-ați stricat viața singurei mele fiice. Dumitru s-a foit mult timp în telefon, după care i-a arătat femeii un videoclip. Acesta prezenta dormitorul pe care Nadejda îl observase din studio. Camera era atârnată în colțul camerei, iar Dumitru stătea pe pat și tasta ceva la telefon. Brusc și-a întors capul și a văzut-o pe Milena aproape goală. A început să strige ceva. E fără sunet, a explicat Dumitru, ținând telefonul. Nadejda a dat din cap și a continuat să se uite. Milena s-a așezat obraznic pe genunchii lui și a început să se învârtă în fața lui cu farmecele ei. El a încercat să se întoarcă, să o dea jos. Se vedea cât de mult îl dezgustă asta. După câteva secunde, a împins-o brusc. Așa că a căzut pe podea, la un pas de a se lovi cu capul de comodă. S-a ridicat repede, a spus ceva și a plecat, închizând ușa după el. Acest videoclip chiar explica totul. Nadejda se uita la Dumitru cu disperare. Înțelesese totul. Cât de mult se înșelase. Ce mizerie făcuse din nou. La urma urmei, chiar în momentul în care ea și Eugen plecaseră, oprind filmarea, Dumitru o împinsese pe acea fată obraznică. Adică încerca să-și revină Nadejda. Ea s-a dat la mine. Pot să explic totul acum. Vorbește, a dat din cap femeia. Înainte, în acest apartament locuia verișoara mea. A plecat în satul ei ca să o viziteze pe mama ei bolnavă. Iar ea însă și a adus o prietenă. A spus că nu are unde să locuiască. Să stea deocamdată în acest apartament. M-a rugat să o ajut cu totul, până nu se întoarce ea însă și. Îmi iubesc sora, așa că am fost de acord să o ajut mai ales că o cunoșteam deja pe Milena. Stăteam împreună la poliție după concertul acela din club. La început totul a mers bine, până când Milena a început să-mi dea atenție exagerată. Mă sufoca cu cereri. că i s-a desprins cornișa, că i-a curs robinetul noaptea și nu poate chema un instalator. De fiecare dată îi explicam că am o iubită, că nu mă interesează absolut deloc, dar ei nu-i păsa. Și uite la ce a ajuns. După aceea am dat-o imediat afară din apartament, amenințând-o că voi arăta aceste înregistrări de pe camere la poliție. Dar la urma urmei, asta e hărțuirea adevărată. A dispărut rapid de pe radar. Nu știam că e ca un șobolan. Doamne, doamne, Dumitru, cât de vinovată sunt față de tine, față de Iana. Ar fi trebuit să aflu totul. Îmi pare atât de rău. Ei bine, ce să facem acum? A oftat băiatul. A fost și a trecut. Hai să uităm. Principalul lucru este să-i explicăm asta Ianei acum. Ei bine, de unde știi unde e? Prietenii ei de la institut m-au ajutat. I-am explicat totul și mi-au dat imediat adresa ei. Știi, cred că e soarta. Dacă nu am fi fost în același vagon astăzi, cine știe cum s-ar fi terminat totul? A doua zi Dumitru i-a povestit nadejdei tot felul de întâmplări. A povestit cum au trăit cu Iana, unde au mers, ce pasiuni are. Și nu știam că a devenit o persoană atât de strălucitoare, s-a gândit Nadejda. Trebuie să recuperez multe cu ea. Sunt sigur că vă veți salva relația, a susținut-o Dumitru. La sosire s-au dus imediat la Iana. Și Dumitru abia aștepta să-i explice totul acestei diete fete, care se trezise singură într-un oraș străin, convinsă că toți au trădat-o, atât mama, cât și iubitul. La început, Iana a refuzat să deschidă ușa, dar în curând Dumitru a convins-o. Iașina și i-au spus tot adevărul. Ce e Milena! A concluzionat Iana când s-au liniștit deja și beau liniștite ceai. Și din moment ce am vorbit și ne-am împăcat, a început Dumitru, mai am ceva să-ți spun. Dumitru s-a așezat pe un genunchi, iar Iana a înțeles imediat totul. A încercat să zâmbească, dar o grimasă de durere neîmprimită îi distorsiona încă bucuria, iar lacrimile îi curgeau singure din ochi. Iana, iubită, am vrut să-ți fac această propunere încă din ziua în care ai fugit de acasă din motive necunoscute pentru mine. Am păstrat acest inel până acum. De mulți ani îmi doresc să fii soția mea. Am trecut prin foc și apă, prin despărțire și reunire. Te iubesc până la pierderea pulsului și sper că aceste sentimente sunt reciproce. Te măriți cu mine, draga mea." Da, a izbucnit în lacrimiana și și-a întins mâna dreaptă. Dumitru i-a pus pe inelarul ei un inel din aur alb. Din acea zi totul a început din nou să se așeze. Și dacă înainte Iana a mai avea îndoiel dacă dunga neagră va apărea din nou, acum era sigură că nu. Soarta, în sfârșit, a avut milă de ea. Aproape că s-a împăcat cu mama ei, reușind să lase pe plan secund vechile resentimente. Au avut o nuntă, apoi viața și-a urmat cursul. Uneori, Iana își vizita părinții și împreună cu mama ei se plimba prin parc cu micul terier pe care ea și Dumitru îl dăruiseră, ca să fie îngrijit cadoul pe nume Fred, a nimerit la țintă și a topit inima înghețată de resentimente a nadejdei. Acum, ea încerca din toate puterile să-și repare relația cu fiica ei, care părea recent iremediabil stricată. Odată, la o plimbare, Nadejda i-a povestit fiicei sale despre propria tinerețe. Iana a oprit-o și a spus, mamă, îți amintești că ți-am spus odată că te urăsc. Da, a spus Nadejda, stânjenită. Ei bine, a fost o minciună. Te iubesc foarte mult. Mulțumesc că ți-ai corectat greșelile și m-ai acceptat așa cum sunt. Iana și-a îmbrățișat mama și am încheiat o mult timp pe păr, încercând să-i calmeze sentimentele copăleșitoare. Mulțumesc că mi-ai dat o șansă, draga mea, aș optit cu tandrețe nadejda. Eu și tatăl tău te iubim mai mult decât viața. În încheiere, merită menționat și despre relația dintre nadejda și Cătălin. Din acel moment au început din nou să se îmbunătățească. Dragostea nu s-a stins complet, așa cum credeau ei. Trebuia doar să fie aprinsă cu ceva. Au început să se prime mai des împreună cu cățelul și au luat o vilă, au început să petreacă mai mult timp unul cu celălalt curând liniștea s-a întors în casa lor pentru că chiar și un chibrit ars la prima vedere poate fi aprins astfel încât să se aprindă din nou și să-și poată transmite flacăra la ceva mai mare care va arde cu o flacără puternică pentru o perioadă foarte, foarte lungă de timp